Ați auzit și voi asta? Este din nou perioada sărbătorilor de iarnă, și la ce se gândesc atât fotografii, cât și clienții noștri. La fotografii, în minunatul decor de Crăciun. Dacă vrei să-ți mm. vină clienți frumoși, dacă vrei să fie apreciată munca ta, ar trebui să începi să creezi, să gândești niște creori, decoruri Creative, deosebite. Da când te gândești tu ca fotograf, când uh -huh. te gândești la un decor da. și vrei să investești bani, măi, așa aș vrea eu să arate, e bine să te gândești când te a pus să cumperi, uh -huh. că să te gândești, bă, mai am ce să fac cu asta și la anul? Și da, de fiecare dată când vin sărbătorile și ne gândim la cadouri, ne gândim că poate ar fi frumos să ne facem câteva amintiri din familie, pentru că nu, la urma urmei despre asta este Crăciunul, despre bucuria de a fi împreună. Când faci decorul, Trebuie să ai poza finală în cap, uh -huh. din punctul meu de vedere. Adică, m ok, cum vrea să arată omul? Ce pun în evidență? Uh -huh. Decorul ajută, dar până la urmă trebuie să pui în evidență omul. Uh -huh. Și relația dintre ei, tot despre oameni, că facem fotografie de familie, de obicei, în, crân, în Sau despre asta vorbim acum. Contează foarte mult și cum lucrezi cu oameni. Mm -hmm. Foarte, foarte mult experiența ta cu copiii, cu oamenii, cum te joci cu ei, cum îi lucrezi, cum cât se simt de stresați, cât poți să îi destinzi. Mm -hmm. Mai ales sunt oameni care intră prima oară în studio, și cum povesteam și la început. Una este yeah. duci în casă la la cineva și poate ești mai relaxat. Dacă când intri în studio și ai lumini pe tine și toate astea, e mai greu să te destresezi. Da. L-am invitat astăzi pe Paul, care este un talentat fotograf din Iași, ca să ne împărtășească din experiența lui legată de ședințele foto de Crăciun. Chiar dacă este și fotograf de eveniment, adică pe parcursul verii fotografiază nunți, în paralel are și un studio foto unde face fotografii de familie. Și, după cum ne spunea și el, treaba asta nu este chiar atât de simplă cum pare la prima vedere. Când toată lumea Crăciunul îți aduce un boost Și nu înțeleg uh, colegii care fix în perioada asta dau prețurile mai jos Adică, spre exemplu, eu iau la o ședință normală da. de lei, da? Da Să zicem Da uh, Când vine Crăciunul, eu iau 600 Ok Păi, <laughs> Stai, că atunci da. e nebunie, atunci a venit toată lumea să ceară. Păi, da, dacă da, iau, da. iau 800, când e Crăciun, iau 9. Aha, știi, păi, adică părei. atunci e cererea mai mare, știi? Dacă sunteți fotografi, trebuie să luați în considerare câteva aspecte dacă doriți să vă apucați și voi de ședințe foto de Crăciun. Pentru că, la urma urmei, dincolo de parte asta frumoasă, magică, în care facem imagini drăguțe și le livrăm clienților noștri, trebuie să avem grijă și ce cheltuieli avem, astfel încât, într-un final, afacerea noastră să fie una profitabilă. Dar tu trebuie să-l gândești când faci costul Dacă da. vorbim de partea de business bă, Când m-a costat decorul ăsta, anul ăsta uh -huh. 1000 de euro, 2000 de euro, 3, 5, 6, 7 da. uh, Păi înseamnă că Bun, m-a costat decorul 5000, uh, m -a mai costat Chiria, dacă luăm numai da. Pe 3 luni să spunem, m mai costat chiria X, da. că depinde de fiecare Oraș cât costă Corect. Și atunci când le pui pe toate uh, uh -huh. Și foarte mulți dintre noi Nu punem și costul chestiilor astea da. echipamentelor da, care da. se uzează și să-ți faci o cam ce cost vrei să iei tu pe ședință ca apoi câte ședințe ar trebui să iei și la finalul sezonului de adică în ianuarie da. când te-ai liniștit calculezi mă, eu am băgat atâția bani uh -huh. am cheltuit aia, aia, aia a, am muncit atât da a fost sau nu a fost profitabil? Păi... Și apoi spui pe linie și vezi, da, atunci am câștigat, că am, oh, ce, am scos, am încasat nu știu câte mii de euro. Bun, ai încasat. A încasat. Dacă te-ai cheltuit. Nu ne mai lungim mult cu vorba, pentru că cu siguranță o să urmeze foarte multe informații interesante de la Paul. Așa că așezați-vă comod, luați-vă ceva bun de mâncărică sau un ceai cald, dacă tot este perioada rece, și să începem. Sunt Iulus Paul și bine v-am regăsit la un nou podcast. Thank you O, servus, Paul, și bine ai venit la podcast. Servus, salut. <laughs> și bine, bine ai venit la Cluj, găsit. de fapt. Bine am ajuns la Cluj, la, am ajuns cu bine. E ajuns cu bine, e lung drumul Clujului. <laughs> da, dar e frumos, e frumos lungul Da. Mă, mă bucur foarte tare că putem avea întâlnirea asta, pentru că vrem să abordăm un subiect care mie mi se pare foarte important și cumva exact de la chestia asta a început și nebunia, că practic tu ai venit de la iar special ca să filmăm podcastul ăsta. da, podcast da mă când am drum prin Cluj. Nu, și până în februarie, e exact. mai greu, și atunci nu mai avem subiectul. Da, păi tocmai treaba asta e că filmăm preajba sărbătorilor de iarnă și tratăm subiectul acesta așa foarte. cum să zic popular, dar în același timp cu mici controverse. Pentru așa că așa și controversie? sunt controverse? Sunt no, controverse, pentru o, că e, dacă urmărești grupurile de Facebook, ce mai zic colegii și așa mai departe, o să vezi tot felul de, no, noroc de aspecte. Că nu le, noroc că nu le urmăresc foarte mult. da, Nu -am, am timp să urmăresc grupurile exact. de Facebook uh, a colegilor că, uh, de mămici, știi? Care... Da, da, <laughs> da <laughs> cât da, costă, știi? Aia. cât costă, cât costă. Cât costă, <laughs> cât costă? da, preț, se preț, trebări. da, preț, preț, a, cât așa. costă. No. Câte decoruri? <laughs> am intrat direct în în pâine. Așa, înainte să dezbatem, eu mi-am pregătit așa o listă mentală de câteva oh, întrebări. Bun, bun. Uh, cu siguranță oricum o să ai și tu multe lucruri de adăugat, dar înainte de asta, pentru cine nu te cunoaște, uh, o să te rog să te prezinți, să le spui cine ești. Uh, nu e ca și cum nu te cunoaște destul de multă lume. Dar, dar uh, sigur nu mă cunoaște toată lumea care vizionează podcastul. Exact, așa acum că ai mai slăbit poate <laughs> nu te Aziar mai... pentru și tu în special pentru tine. Da, da, da. Ah, ce să spun? Salut, eu sunt Paul Pădroariu, fotograf din Dulcele Târgă al Ieșilor, să spunem așa. Sunt fotograf de aproape 10 ani, fotograf de anunț și de 8 ani de zile fac fotografie de studio și anume fotografie de Crăciun printre altele, că de asta suntem aici, să povestim despre ședințele foto de Crăciun. Deci de 8 ani lucrez cu familiile Ieșene în decorul de Crăciun și am adus povestea asta și, și la Iași. Oh, super! Da, păi cred că tu ai fost unul dintre primii, nu? Din așa care a făcut. Da, asta. eu și cu Cătălina Zaharia am uh -huh. fost primii care am făcut ședințe foto de Crăciun în studio foto cu decoruri tematice. Okay. Așa se făceau ședințe foto, de ce tu fotograf, de ce ai acasă. acasă la, exact. el lângă bradul lui facem poze. <laughs> că Am mai spus odată că am fost printre primii și au sărit bătrânicul, cu, mă, că și cu 20 de ani făceam fotografii de Crăciun. Da, făceam, dar nu în felul în care îl facem acum. Da, Sau în corect. care l-am impus acum s-a schimbat lucrurile. Păi oricum, moda asta e relativ recentă, să zic așa, și în ultimii ani a prins așa un avânt foarte mare, pentru că, cel puțin și din experiența mea, probabil și probabil o să și tu treaba asta, bun, pentru tine ca fotograf să te duci acasă la oameni, cu lumini, cu tot ce trebuie, nu e tocmai uh, foarte comod și nu prea poți face multe ședințe foto într-o zi, dacă ai, să zic așa, cele mare. Mult pe drum, cred. Trebuie Corect. să programezi... Uh, a astăzi stau în blocul ăsta, mâine da. în blocul următor. Exact, apoi da, tu să mergi <laughs> să pui setup-ul, să-l să toate celelalte plus că o să văd că și pentru clienți e un stres foarte mare să-și fac ordine în casă, mai plânge copilul probleme de genul ăsta. Sunt unii clienți care își doresc zona mm -hmm. asta să vină fotograful acasă, ca să nu da. deranjeze copilul, să fie copilul în zona da. lui de confort mm -hmm. de știi, dar majoritatea că bune vine omul bă, la nou în spațiul nostru, trebuie să văd cât e de da. Să fac bradul mai înainte, să da, da, da tot. Când... Și atunci am plecat zona asta, am văzut că mm. foarte rar se mai... Mm -hmm. mai primesc cereri care să-mi spună hai să ne faci la noua acasă. Da. Mai primesc dar de la, să spunem așa, VIP-uri, știi? Da. Care casa nu o să fac niciodată decorul în Crăciun, în cum scutio, au ei acasă. Cum <laughs> casă, da. palat sau cum vreți da, da. Plus că mai e și chestia aia sunt unii oameni care nu-și doresc efectiv să aibă poze în același decor cu alți 100 de oameni. Știi? Da. Și ceva da, da. unic și își fac la ei acasă și. Și vor să vă arate cum au decorat anul ăsta da. Sunt uh, și persoane publice care merg după aia cu fotografiile mai departe da. și își fac campaniile lor de social media și alte Corect. branding, oameni politici, oameni da, de afaceri, da. știi, care cu familia lângă bra pe scările acasă, în care spun altă poveste Alte față poveste, de da. povestea care o facem noi în studioul lui de Crăciun. Da, ce ai zis de chestia asta și ce povesteam înainte, că puțină lume te cunoaște sau multă lume te cunoaște, depinde cum o e, că totul da, e relativ. Nu nu știu, nu știu. Așa, eu chiar îmi amintesc cum te-a -am cunoscut eu pe tine. Ia Așa, tu nu-ți cum ne-a cunoscut cred noi. că la Sibiu ne-a cunoscut. O la Sibiu la Brașov, nu mai țin minte, la Shootless sau la Wedding Staff, dacă era mai știu Eu care. Cred an. Că la Sibiu pe vremea când era uh, wedding staff, așa se spunea Daniel? Da, da, Daniel, wedding staff, a fost Southwest, Southwest, dar nu mai știu -a când a schimbat că... numele, dar nu mai țin minte dacă a fost atunci când am mers la Brașov la tractorul, când a fost acolo sau a fost după la Sibiu la Casa Armatei sau ce? La era. Sibiu la Casa Armate cred că da. la Brașov, nu știu dacă am fost. Da. Uh, și uh, îmi amintesc atunci când, când te-am cunoscut, că practic Călin Curtică ne-a făcut cunoștință, că voi vă, vă cunoșteați de mai devreme. V-ați da, mai întâlnit, da, probabil, la da, alte da, da, da. conferințe Și asta mi se pare foarte interesant Salut Călin! Asta, că vine da, probabil eu. că se uită Călin la noi, <laughs> cu siguranță El a fost oricum uh, și la podcast Și uh, mi s-a părut oricum amuzant când l-am chemat pe Călin Că noi ne vedem destul de des Acum, în ultima vreme, deși avem studiurile foarte aproape Ne vedem destul de rar a, și Așa că fiecare simt. are de lucru uh, Și... Uh, L-am chemat la podcast după 2 ani sau ceva de gen, nu știu, adică... Da, și mi-am că atunci mi-a zis că Călință particip și eu la conferința asta că e foarte mișto, cunoști oameni din țară și așa mai departe și ca oricine care probabil participă prima dată la un eveniment de genul ăsta am avut așa o reticență, am zis băi nevă, dar ce treaba meu să cunosc pe XYZ de prin țară, eu nu mă ajută cu nimic, știi? Ca după aia, după ce am cunoscut oameni ca și tine și mi-am dat seama cât de mișto e să știi de fapt oameni din diverse orașe, să lești prieteni, colaborări uite noi ne întâlnim acum da, 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 da. să facem materialul ăsta pentru comunitate și mi se pare foarte important că genul ăsta de evenimente cumva ne apropiem mai mult, facem schimb de idei, păreri și toate celelalte. Plus, cel mai important e că ne cunoaștem și personal și vedem omul din spatele. Petrecem împreună, nu? Exact, mai... bine. Și asta, da, da, da. Da, și tocmai când vorbeam pe Messenger, ca să vii la, la podcast, te-am întrebat dacă vii la conferința la o să Că mi-ai zis că n-ai mai participat în ultimii ani. M uh, am mai fost anul ăsta, n-am reușit de să ajung la nicio conferință, uh -huh. nu s-a pupat cu nimic și deși am vrut să ajung, de exemplu, la Witt Camp, n-a fost niciodată okay. și de când l-a făcut uh, Sterea, în fiecare an zic că vreau să ajung la, Witt, la Witt Camp <laughs> să văd ce e acolo. Yeah. Uh, n-am ajuns, nu s-a pupat niciodată cu programul da. meu. Și așa a fost tot anul. Anul ăsta n-am reușit să ajung nicăieri, dar la anul zic că da. vreau să fac turul. Deci la anul ne vedem uh, și la conferința telestoriei. Ne vedem cu siguranță. Așa? Am că acum și fiul mi s-a apucat și m-a... Da? Da, da? da, Foarte am fost, tare. Am fost cu el chiar săptămâna asta la un workshop ținut de Canon în Iași. Uh -huh. Și după workshop în mașină spune... Auzi? Da, mai sunt conferințe. <laughs> deci a plăcut. De a plăcut, da, 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 da. Uh, foarte tare. Deci uh, ideea e că dacă vreți să-l cunoașteți pe Paul și personal, așa, o să vină la Telestory și dacă Bine veniți și voi da, la vre. Telestory 2-3 aprilie da. 2024, da. să-l întâlniți și acolo și dacă spune ceva prostii legate de <laughs> ședințele de Crăciun, trageți Pute de Puteți să mă atunci, da, da, da. Exact. Stăm la un pahar și povestim pe larg. uite, luchă. vezi asta, ce ai, acum facem așa o scurtă paranteză, ce ai zis de chestia asta cu tinerii care se apucă de fotografie. Bun, acum, tău că e fiul tău și a văzut chestia asta la tine, cum am văzut și eu la taică meu la, da, la rândul da. meu. Uh, am văzut că sunt foarte mulți care vor să uh, pășească în domeniul ăsta și îi ajută foarte mult genul ăsta de întâlniri, pentru că uh, probabil așa ai fost și tu la început. Ok, uh, ce cameră foto să-mi cumpăr? Păi hai să întreb niște fotografi care știu că mai fac poze, chestii de genul ăsta. Iar acum, acum se fac întâlniri și din partea brandurilor care vin să facă uh, evenimente de testare de echipamente sau workshop-uri sau chestii de, de genul la ăsta? La am un insight, pot să tel care da, m am aflat, nu știu dacă ți-a dat răspunsul oficial. Cine? Dar ți-l spun eu. Ca, uh, -ți spun? Canon? Canon mi-a da. spus. Așa, ce ți-a zis Canon? M-a da, întrebat, că mă știu cu băieții la Canon Așa? și mă întreabă, păi da... Ce se întâmplă acolo? ce cu Iulius Paul? Că vorbeam, păi trebuie da. să plec la Cluj să filmez cu Iulius Paul. A, ah, da? Ia zis și mie, care e treaba? Ce se întâmplă? Și m-au asigurat că da, da, o să venim și noi. A, oh, super, da. o, ce veste bună. Mie că mi dat răspunsul, știi? Eu încă aștept de la ei. Da, foarte tare. Deci afla, află, și oamenii în premieră, în podcast, da, da, înaintea da. mea. Că, bă, deci, da, probabil o să puteți testa echipamente Canon la... Cu sigur, <laughs> da, vorbim vorbit cu băieții, vin sigur da. și băieții la Canon. Da, e chestia că, da, eu având lucrând pe Sony de atât de mulți ani n-am mai ținut legătura cu oamenii de la Canon pentru că na, când lucram în trecut aveam și membru din ăla pro cum se da, zice club. era, era club. din clubul exact de clubul pentru Canon. că na, aveam echipamente aveam niște beneficii na, aveam cumva legătură cu oamenii dar dacă n-am am schimbat barca da. <laughs> cum se zice așa și la Sony no, super Mi bun. place meniul mai complicat exact <laughs> da am testat și eu Sony dar nu A, am, am deci pe YouTube nu, ce uh, ce două meni? Video nu. Două videouri cu meniul de la Sony și cu cel vechi și cu cel nou, în care explic toate funcțiile și așa. Deci dacă o să ai dificultăți, să nu dacă like. aveți dificultăți. <laughs> <laughs> no, e bun. hai să ne să intrăm în. Pui că tu te întorci astăzi înapoi la Iași. Da, da, După da, ce da. terminăm da. noi filmarea. Da. Deci atâtea ore pe drum. Uh... Pentru o discuție. Cu bucurie. Cu bucurie. Cu bucurie. Păi, ca înțeles. să te vezi cu oameni faini, cum altfel. Că mi-ai spus când am drum pe la Cluj, mm -hmm. și am zis că, păi, până, până în aprilie, nu știu dacă mai ajung, până pe 2-3 aprilie, și atunci nu mai avea sens nici discuția, Corel. nici nimic, și începem, intru și eu în pâine în mai în da. cu ședințele, cu programările, nu mai, mai vezi, deci nici copii nu mă mai văd la față până, în, <laughs> până pe 24 decembrie prea bine. Da, păi cum glumeam în pauză că ar trebui să iei copii cu tine la studio da, și să-i la cei. Care nu au copii. <laughs> da, pentru că nu eu știu, eu am trei copii. Da. <laughs> Băieți și o fată. Și da, da mi-au -mi spus că să copii. Da, să, da uite, că... asta ai putea fi un business con, știi, ca și fotografia care fac poze la nu, dar mai au și un fotobud. Și atunci. <laughs> nu aveți copilul nimic, te stați aici. Vreți un copil <laughs> să arunce porumbei, să ducă verighetele la altar? Uite. Ăsta <laughs> business de familie. Da da, 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 da. Așa, no, super, Paul. Bun, hai să vedem un pic care e treaba cu ședințele astea de Crăciun. Hai să le explicăm un pic oamenilor, pentru că la noi probabil se uită și colegi fotografi, se uită și potențial clienți sau oameni care cumpără genul asta de uh, serviciu și trebuie să le explicăm un pic ce se întâmplă la o astfel de ședință, că lumea știe, ok, bun, poze de Crăciun, decor frumos și așa mai departe. Dar care e efectiv uh, workflow cât durează o ședință, câtă lume poate veni și așa mai departe. Bun, eu știu informațiile astea, nu dar să le, le spun, spun spui tu ca să le zicem pentru oameni. Cu, cu da. început, durează, să începem cu început, cât durează să creăm un decor. Așa, a putem începe și din, uh, din partea din asta. Începem din zona aia, așa, așa când, de când începem crearea unei, unei ședințe foto, știi, da. că... Te apuci să faci ședința, să o gândești și decorul. Da. Îl gândești în așa fel încât să știi cam câți oameni îți poate intra în decor. De exemplu, Corect. eu știu că am multe familii mai numeroase da. care vor să vină câte 10 oameni, câte 14 okay. oameni, și atunci eu decorul trebuie să-mi-l gândesc ca mărime. Băi, da. am vreo 10-15 familii. Care știu că sunt mulți frate. Da, 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 da. da. <laughs> și să am un să-i pun, știi? Pe când sunt alți fotografi care știu că nu au genul ăsta de clienți și vin cu decoruri mai mici, că pozează ori copilul singur, uh -huh. ori un decor în care face câteva cadre copilul cu părinții. Exact. Și depinde foarte mult în ce zonă de clienți ai, uh -huh. ca să știi cum să-ți creezi decorurile, în a, primul rând. Am înțeles. Știi? Bun, păi să începem așa, uh, să vedem un pic uh, spațiu. Tu ai studioul tău. Eu da. am studioul meu tot anul, că m-ai anu. întrebat adică exact. eu nu da. am văzut în materialul tău de acum 2 ani. Da. Că de -acolo. Așa. Cred că de acolo început de a început și discuția. De acolo a început da, discuția, da. sigur, da. Uh, da, eu nu închiriez un spațiu doar pentru 2-3 luni, exact, ședințele foto de Crăciun. Eu am spațiul meu, studioul meu de... 8 ani de zile am închis chin, Da, da. De da deci anu. tu ai spațiul ăsta pe care îl folosești pentru ședințe tot anul. Tot anul, Ca să da, înțeleagă da, da, da. oamenii că nu e o chestie pe care o faci doar sezonieră cu ședințele de căciun, tu faci ședințe de familie. Da, fac maternity, newborn, ședințe, okay. tot, ședințe foto, ce se pot face în studio, tot anul. Mm -hmm. Tot anul, pe, pe lângă evenimente. Da, pe <laughs> încerc să mai schimb balansul. Okay. Din, de exemplu, și anul trecut am avut, nu înțeleagă, constat doar o treime din businessul meu. Ok. Am Și înțeles. încerc din ce în ce mai mult să mai reduc din nopțile pierdute, să da. mă duc în partea asta altă spre studio, dar să nu reducem Bugetul de încasări. Da, da, da. Bine, oricum, mi se pare cumva să zic așa o situație ideală în care poți să păstrezi, să zicem, un anumit număr de nunți sau botezuri sau da, alte evenimente acolo, de familie. Nu... Exact. Iar în restul timpului să ai timp și de familia ta, da, 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 <laughs> și de, de, de ședințele de, de studio. Important e făcut precizarea asta legată de spațiu pe care îl închirie strict pentru 2-3 luni sau mă rog, cât da, faci. Cred că așa nu citit, da, trebuie să calculezi așa costurile, mă Corect. Păi da? la, la asta mă refer, pentru că tu dacă studioul la ție îți produce oricum bani total Anul, cum ar veni. Oricum acolo ai deja recuzita, poate din anii trecuți și așa mai departe. Păi, pe care... asta e ideea, că da. mă mai întrebau o colegi fotografi, mă, ai vândut recozită vreodată? Da. Dacă, tu ce faci cu recuzita. Eu, eu mai am și un depozit în care okay. țin toată recozita, mm -hmm. n-am văzut absolut aproape nici un șemineu odată, m-a mm -hmm. rugat cineva. În rest, eu am, eu am recozita depozitată de 8 ani de zile. Mm -hmm. Ei, anul ăsta chiar și anul ăsta m-a ajutat treaba asta, fiindcă am putut să mai refolosesc, n-am lăsat să calculez, am ajuns la multe mii de euro cât ar da. fi trebuit să mai pun, am băgat deja multe mii, da, per total ce însemna tot decorul care uh -huh. s-a făcut, că a, anul ăsta am 5 decoruri da. în studio. A, Cât de mare e studio Câți metri pătrați ai? A, spațiul de shooting e undeva la 80 de metri pătrați. Okay. Total de studio e 100 de metri. Ok. Da, și e împărțit frumos așa da. e, să fie totul bine, să nu fie rău, cum vedeam da, mai Da, corect. Și e gândit două decoruri. În două decoruri am băgat bani anul ăsta. Ok. Celelalte trei... Mm -hmm. sunt făcute în așa fel încât am reconfigurat din anii da. trecuți, dar ca idee, când intră clientul, nu are nu știe că e da, decorul corect. Re folosici, Părinte, știi? Asta zicea și eu, Olga Vușcan în podcastul pe care l-am făcut cu ea despre mă, ședințele de familie și am atins și subiectul ședințelor de Crăciun, așa no, tangențial, dar mai mult am discutat despre partea asta la altă. Ea zicea că e foarte important atunci când ai un studio în care faci tot timpul, recuzita în care investești, care de, de, de -o multe ori. Să pe termen lung. Da, să o gândești să fie versatilă. Adică, tu dacă ei, cum mai zis, nu știu, și bradu, așa. Ok, bradu ăla, dacă în fiecare an schimbi decorațiunile pe el, bradu e tot același e tot Brad, Nu, brad, adică da. bradu, Schimb decorațiunile. Exact. Schimb, poate, mina cum cade pe el, mai schimbi instalația, ai schimbi cumva. Exact, dar și bradu practic e brad. bradul practic brad. poți să-l refolosești, exact. care practic e una dintre piesele cele mai scumpe, nu? Din, dintr-un decor de Crăciun. Dacă... Depinde. Că, da. Depinde, Dacă depinde. Este un brad mare e... Depinde, da. da. Păi anul ăsta am luat doi brazi ninși, de asta cum se cheamă, da. Uh, unul de 240, unul de 2 și, 2, 1, 2 și 10, da? care a ajuns mult, mult, da, 1000 de euro am dat numai pe braz. Da, nu, adică, De Deci asta zic că și ar fi, adică, ăstea, ok, îl consider mm -hmm. ca cost pe anul ăsta, dar da. brazește deja 10 ani de acum încolo, tot, am de gând să i mai Da, 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 da. Deci cu tot cu ăștia, eu acum am în depozit 8 brazi ah, okay. Și câți ai a... folosit în decolul astea 5? I-ai folosit pe toți? A, anul ăsta am folosit ăștia doi care am luat a, trei, sunt patru folosiți. A, ok. Deci mai am încă patru care sunt acolo de backup, știi? Da, da, Când da. Am da. Păi oricum, am uh... și mai mici și mai mari pe toate mărimile, mai subții, tot felul de modele, știi? Că da. depinde cum se pupă cu, cu decorul. Uh, țin minte la mine că a fost, uh, mă rog, discuția cu părinții mei uh, într-un an, că i-am întrebat, na, cum îți faci cadouri de Crăciun și așa mai departe. Am întrebat pe maică mea ce cadou ai vrea de Crăciun și zice, am văzut un brad așa de frumos la un magazin. Bine, în condițiile în care mama cu decorațiuni și cu chestiile asta e nebună de acolo, așa. No. Ea îi place, bine, și pe restul anului are decor de Crăciun, are decor de Paște, are decor din asta pentru primăvară, flori, tot felul de nebunii de genul ăsta. e cu decorațiunile. Și deși aveam deja câțiva brazi la țară, așa a zis că a fost așa un brad frumos și eram, bă, cât de frumos poate să fie bradul respectiv. Și într-adevăr era un brad foarte frumos din ăsta nins, cu niște conuri, cu niște chestii, uh -huh. nu foarte mare, că na, apartamentul nu e foarte înalt unde da, da. părinții mei și nu trebuia gen 2,80 că nu, nu te te Exact și a zis uite dacă vrei să ne faci un cadou Du-te la magazinul cu tare Cumpără exact, bradul exact, cu tare foarte frumos. Și am cumpărat bradul și mama l-a decorat Bine și-a luat ea decorațiuni Tot de flori nebuni Și am zis păi dacă tot am dat banii pe bradul ăsta Dar nu pot să-l folosesc eu la ședințele de Crăciun <laughs> pentru că, Și l-ai folosit probabil. Dar bineînțeles pentru că Cum în să. familia noastră Tradiția e că bradul se împodobește în ajunul de Crăciun Nu mai repede, exclus Bun, acum unii oameni care poate nu știu au copii mici care se entuziasmați de Crăciun, Crăciun îmi în din octombrie uh, casa sau din eu, noiembrie. Eu acasă îmi podobesc pe decembrie okay. și stă până pe 21 februarie. Ah, ok. Da. Nu, la noi e... Pe 1 martie ziua mea și când ah. oamenii nevastă mea, băi, iar ziua, da vin, vin invitați la noi, hai să scoatem de Crăciunul <laughs> din casă. Da, uh, la noi e tradiția familia așa, pe în ajun îl împodobim și îl dăm jos pe 30 ianuarie pentru că pe 29 ziua lui maică mea A, mințion, și ea avea să-l țină până de ziua ei. Mm. Când trece ziua ei, deja vine primăvara, știi? deja deci, <laughs> pe de principiul ăla bun. Și bineînțeles că ședințele făcându-le în perioada asta de noiembrie și mai așa. Mai bine ai folosit de el și păi, oricum l Eu n-am mai făcut ședințe foto în ultima săptămână înainte de Crăciun, în fiecare an, adică până atunci a fost de la, nu știu, cât că de 18 decembrie sau ceva de genul ăsta. După aia nu mai bine la adunam, le duceam la maica mea, plus că ea iară se bucura pentru că eu mai cumpăram globul, instalații pentru decorul de Crăciun și dădeam de decorații în plus. Bineînțeles, știi, atunci era dealul ăsta, lasă-mă să folosesc bradul, că după aia ți-aduc niște decorații. Da, bun, asta e vorba Apai, ce discutam de chestia asta de a recicla cumva da, da, chestiile adică când te gândești tu ca fotograf, când te uh -huh. gândești la un decor da. și vrei să investești bani, măi, așa aș vrea eu să arate E bine să te gândești când te-a pus să cumperi, uh -huh. că să l te gândești, băi, mai am ce să fac cu asta și la anul Exact Sau măcar pot să-l vând, uh -huh. că sunt foarte multe pe grupurile de vânzări drecusită de da. Foarte mulți care vând, știi, se vând de la greu În ianuarie cumperi da. la greu dar și la prețuri bune nu? Uneori da, 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 da da. În general da. la prețuri bune Eu am cumpărat, de exemplu, anul trecut De la Alina Am cumpărat un decor, două decoruri, am cumpărat cu totul Ah, cu totul, da, de da, da Decorul ăla și decorul ăla uh -huh. Le-a scos, la, că ea vindea numai niște chestii din ea da. Din decorul și întreb Nu vinzi tot? Da. Adică, na, ce să fac numai cu Bradu da. da, tot da, Și am luat toată ideea, știi? Adică... Uh, Într-un an, uh, Marian Sterea, că tot l-ai pomenit mai devreme Și-a făcut ceva de să așa mai uh, Mai deosebit, mai diferit El cu statuile lui uh, Nu cu statuile, înainte de la cu statuile, avea ceva cu căsuțe pe perete a, Puse a, ceva mai, Cizma nu, înainte de cism mai de, cizmă. de vreo ah, 3 4, 4 5 ani, nu știu când a fost în fine și după aceea am văzut că un coleg al fotograf Sabin Iacșa din Râmnicu Vâlcea, mm -hmm. el a cumpărat decorul de la Marian, exact la fel. Bine, el l-a adaptat la studioul lui la spațiul exact, pe care l-avea, că na, Marian din câte am înțeles, n-a fost la Constanța la studioul lui, are undeva într-un mall da, la... și are alt spațiu acolo. Sabin cred că a făcut-o la, la casă sau ceva de genul. Dar oricum ideea e că a luat decorul și așa, și eu în momentul în care am văzut fotografii la Sabin pe Facebook, eram bă, dar a fost Sabin să facă poze în studioul lui Marian, știi? Da, asta le vedem noi ca fotografi, Bine. știm. Știm ce face da. Marian la, știm ce face da. XY, știi, dar clienții noștri mm. au idee ce face Xulescu la, la Constanța, Core. știi, sau ce face Iulius la Cluj. Exact. Na, idee, că tu vinzi în zona ta, în da. clienții tăi și, na, și na, până la urmă, chiar dacă poate au văzut uh -huh. It's ok, bine, n-ai păi fost poate acolo Ei au văzut, le-a plăcut și ce bă, nu mă duc Aha, până la Constanța, da, dar... E, uite Da, vin la sau la ăia, la... Exact. Rindico. Bine, acum decorul ăsta ce zic era foarte diferit de alte decore. că, bun, n-aveai brat ca în șemineu, știi, să zic așa, într-o manieră clasică. Acum că mai schimbi culorile și așa, nu mai dai seama care de unde e, că... Da. Na, dar când faci ceva, cum face Marian și statuile alea, și așa, mai... Ok, aia e unicată, că numai tu o faci, că faci de la zero, știi, nu da, e ca da, și da, cum da, o cumperi da, de undeva. Da. No, bun. Deci, practic, tu ai uh, studioul uh, tot anul, cum ar veni. Adică, pentru tine, faptul că vin ce vin, uh, vine sezonul de Crăciun și trebuie să faci ședințe de Crăciun, practic, pentru tine nu te costă spațiu suplimentar, că tu cum plătești chiria respectivă, nu? Da, sau? dar eu când gândesc costul pe an, eu așa da. Gând, da. gândesc toate. Ok. Dacă pe an. Uh -huh. Tot că, na, fiind jobul nostru Corect. sezonier Corect. Da. primăvara, vara și toamna faci nunți, da. după aia iarna te bagi în studio, faci ședințe de Crăciun și tot așa. Uh, chiria la studio și toate cheltuielile care mm. sunt... Uh bugetez și în funcție de încasările care le preconizez cu tot cu Crăciun. Okay. Adică eu îmi calculez bă, câți bani fac eu anul ăsta sau cât am făcut. Mm. Ok, am făcut banii ăștia, ăștia au fost cheltuielile. Nu îmi pun că vezi că a fost Crăciun sau că am avut da. Tân, adică a fost că n-a fost. Știi? Nu, eu mă refer că tu dacă, de exemplu, n-ai face deloc ședințe de Crăciun, să zicem. Așa, uh... oricum aș avea cheltuiela cu spațiu. Exact, asta zic. Adică pentru că n-aș face Crăciun, în plus. Și dacă aș mai ține studiu. <laughs> păi nu, dar pentru chestii din restul anului. Uh, da, îți aduce îți da. aduce, aduce și restul anului dar de asta aș spunea că fiind concentrat și pe partea de evenimente da. uh, nu poți să fii full pe, pe, studio. pe studio, știi? Adică, na, când ai sâmbătă și duminică, luni sau marți nu poți să mai pozi da, în corect. studio. Debea mieri cu joi un pic și iară ei și, și trebuie să mai ședii. Asta, da, 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 da. asta e dezavantajul că oricât ai vrea, nu poți foarte mult să tragi în studio atât timp cât faci multe evenimente. Da, corect, corect. De asta vreau să mai micșorez numărul de evenimente ca să poți să, să, crezi, pe partea să trec mai multe pe Bun, multe de deci studio. Uh, practic, în uh, perioada sărbătorilor da, atunci am merge cel mai bine studio cum a da, venit. Da, da, și nu sunt da. mai eu că am vorbit cu mulți oameni și da. am avut și cu fetele care lucrează doar pe studio uh -huh. și ele când își fac calculul, tot că am încercat să le spun, da, dacă scoatem toate veniturile care le, da. le ai în partea de Crăciun, a, da, nu mă puneți să calculez așa. Da, da, da. <răși> deci, din adică prima, practic n-ar fi rentabil e, să ai studio... Crăciunul îți aduce pentru toată lumea, da. pentru toată lumea Crăciunul îți aduce un boost. Deși mm. e bun așa e businessul, mm. e foarte căutată zona aia da. aduce un bust de, de venituri pe mm. tot anul și nu înțeleg colegii care fix în perioada asta dau prețurile mai jos adică lasă mai ieftin? adică, Sau? spre exemplu, eu iau la o ședință normală da de lei, na? da? să zicem da. Uh, când vine Crăciunul, eu iau 600 ok, Păi Stai, că atunci da. e nebunie, atunci venit toată lumea să ceară. Pai, da, dacă da, iau, da. iau 800, când e Crăciun, iau 9. Aha, știi, păi, adică că atunci e cererea mai mare, știi? Bine, aici e vorba și de cumpărăturile emoționale pe care le fac oamenii. Normal. că, da, cadouri, Crăciun, familie, să facem amintire copiilor, să aibă frumos din fiecare exact, an poze exact, de Crăciun. Da, să punem al... da, pentru că dacă ar fi să-și facă ședințe, să zic așa, de familie în fiecare an, mergem undeva în natură, poate-și fac anul acesta, mai fac peste 3 ani, nu fac așa cu recurență, cum fac pentru... Exact. Da, bine, sunt care facă și eu am, de exemplu, clienți la uh, Foșmir, la care le-am pozat începând Save the date, cu cununie, nuntă, after wedding, așa după aceea uh, newborn... Uh, maternite, uh, probabil. Uh, da, și maternite, tot exact. Și newborn, botez. face copilul botez, un an, trai un an, emoțiul, exact. tot, 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 tot. Deci mă duc, că, cum să zic, s-a abonat la ei. deci parte din, din familie. Exact, exact. exact suntem așa. parte din familie cu toți. Și e foarte amuzant că de fiecare dată când mă întreabă na Paul cât ne costă și zic faceți-mi o surpriză, eu Este o familie cât vreți voi, ok, o vin de drag oricum, știi, la, la chestia asta bine, nu poți să faci la foarte multă lume treaba asta pentru că probabil te-ai aglomerat foarte tare, adică dacă ar veni toți foști miri pe care am avut de 15 ani încoace. Nu mi spune să facem o surpriză, E de... Avea un tarif fix. <laughs> 1000 de euro ședința ca să îi mai Ola, rărești. Nu, nu e Că prețuri bune și la da, jumătate, da, da, 1000 da, da. De euro Bun, da. Uh, râdem glumind de chestia asta, dar ca să le uh, elucidăm să zic așa, între ghilimele. Dacă vrei că mă întrebai da. cu decorurile de... și cu capachete, cu de-astea. Da, nu, nu, ajungem și la, ah, la okay. nu, ca să terminăm okay. cu, cu, cu spațiu, ca să luăm a, în ordine da. știi să nu le amestecăm ca pe da, nu mai da, înțeleg da, da, nimic. A? Așa, deci practic cei care vor acum, hai să luăm așa, cine se apucă acum de ședință primul, primul an? Primul așa, și nu are și, -și studio. Își, cumpăr, își cumpără aparatul acum. <laughs> da, vă rog, și-l să zicem. La... Și-o aparatul? Da, mă, și cumpărat. cumpără. lumini au? Au Nu, stai să luăm așa. Nu, cine vrea să facă ședințe de Crăciun, să ce mă rog, face poze de un an, doi sau o atavă, are aparat, are o luminar, un blitz. Mă rog, am a... Chestia asta, să zicem așa, la nivel simplist. Dar da, să... știi că de asta vreau să-ți povestesc. Da. Sunt oameni care se apucă de fotografie când s-a apucat de ședințe foto de Crăciun. Mm. Eu nu știu cazuri de genul să. <laughs> <sun. laughs> eu, <spun> eu. Ok. <laughs> că, cel puțin în ea și am văzut, am detectat, am văzut cazuri care s a apucat din prima. Adică, cu gândul de business. Și a cumpărat aparatul și a blitzul, okay. lumina, toate, ce, toate cele și le-a luat și a început ședințe în vadă de Crăciun. Și a făcut doar Crăciun? Dar sau... doar Crăciun, acum ce va face de acum încolo, a, nu știu. știu. Dar așa <gără> și... a fost începutul, știi? Și spațiul de studio sau numai... Da, în sufragerie. A, în sufragerie, a, ok. Bun, păi asta era... Fotografie uh, de sufragerie. Cum chestia că, deci cum, unde poți să faci înțele de Crăciun? Deci la studio am uh, lămurit asta. să faci la asta. studio, da? Dacă la studio, când al, al ai tot, tot anul, dacă ai studio, normal, exact. majoritatea care fac ședințe foto de familie și ea okay. și pentru studio. Da. Uh, apoi, cum spuneai tu, să-ți închiriezi un spațiu pentru două, trei luni. Da. Nu știu cât găsești, dar să găsești un spațiu ca lumea pentru două, trei luni, cred că e și destul de... Adică, păi, oricum, valoarea chiriei nu ți-o iei de, ca... Pe tot anul. Da. Bine, nu e pe tot anul, dar la fel și proprietarul nu cred că ți-l da. închiriază cu același preț care ți-l închiria dacă știe că e long term. Da, corect. Știi? Bun. Păi acum bun. la chestia asta din ce am văzut eu cazuri, sunt oameni care au închiriat, de exemplu, apartamente, că gen, bun, se dau apartamente în chirie și tu îi zici Aie. și proprietarului, băi, îmi trebuie acum până în ianuarie, din ianuarie îți găsești tu chiriașa, așa mi-e mi pentru ședințele de Crăciun, așa, deci sunt oameni care au închiriat așa, cel puțin din ce știu eu în Cluj, așa Așa și cu uh, partea legală ce facem? Da. În caz că, doamne ferește, păi... trebuie să ne adaptăm Că facem reclamă pe Facebook, știi? Da, da Adică suntem vizibili da. Așa că ți închiriezi un spațiu și e da. ok Dacă mergi și faci la prieteni, vin prietenii și totul e recomandări da. Vine Mirele, vine nu știu care, da. ai mai făcut un botez exact. Așa, da, dar în momentul în care tu începi să faci reclamă și pe Facebook Și pui pe pagini ah. Bună, facem ședințe da. Și tu n-ai un punct de lucru, n-ai nimic de... da, e, e, Trebuie niște... văzută și asta că sunt niște virgule care trebuie să ne gândim uneori mm. la ele. Exact cum e întrebarea, dar dai facturi la toată lumea Da, știi? da, da exact, exact. Da. <laughs> la prieteni și la neamuri, da, poate. Na, în loc să pui plicul pe masă, îi faci poze la nuntă, să zici, <laughs> da, la ceilalți trebuie să aveți grijă. Și atunci trebuie văzută și varianta asta că ai un risc. Mm -hmm. da, ai un risc. În momentul în care faci două, trei, în caz că vine cineva și. Da. Ce ai făcut? Ce? Da, exact. Poate să nu ajungă banii care îi faci în ședințele Da, 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 da. Bine, asta da, deja e într-adevăr o, o, chestie, după ce ai să, mă rog, să nu ne întristăm. Să depășim întrebarea treaba da, asta, da? da, da, bun. da. da deci, că... Deci ai varianta care o spui tu cu da, să închiriezi închiriez un spațiu, un spațiu pe, pe, termen limitat. Da, s-a mai văzut că Poți că să se... închiriezi, nu știu, poți să iei un spațiu comercial. Sunt oameni exact, care... Exact, spațiu comercial, să zic. Sau chestii uh, de genul. Și atunci când e spațiu comercial, nu mai ai grija da. asta alaltă, că oricum se rezolvă treaba. A, așa, după ce au, faci la tine acasă? Asta cred că e varianta cea mai nouă întâlnită. Ok. Că și știu mulți fotografi foarte buni care au început de acolo. Uh -huh. cu Acum mulți ani au început cu făcut la ei acasă. Da. În sfragerie... Ți-ai montat acolo decorurile, ți-ai mm -hmm. făcut sau ți-ai manejat, Dacă ai o super casă, îți da. deja, dai ceață la alte studiouri. Da. Acasă, dacă nu, să trus ți-ai montezi tot ce ai. Cred că e varianta cea mai optimă de început. Cumva, da, pentru că. nu, Adică, oricum, stai adică acolo, Nu plătești chirie, <laughs> chirie, da. Oricum, îți amenajezi casa atât de Crăciun. <laughs> exact. <laughs> <să> faci ca <correct. laughs> tu, cu mama ta. Da, știi? da exact. <laughs> oricum, e să investești deci, bani de Crăciun. Dacă așa că, scurtă parateză. Uh, um, eu fiind din Bistrița și, mă rog, părinții mai fiind acolo. De fapt, de Crăciun mă duc la Bistrița, că o da, chestie de familie. Și tradiția în familia noastră e în felul următor. În ajun, în Podobim Bradu, aia de obicei pe la 5-6 după masa, cam așa e. După care pe la 8 eu mă întâlnesc cu foștii colegi de liceu, sora mea cu foștii ei colegi de liceu și mergem și colindăm la fiecare uh, acasă. mă rog, da, așa s-a pasat tradiția. În pandemie am făcut pauză că, na, pandemie și nu puteam să facem chestia asta, uh, dar în fiecare an, adică gândește-te că ne întâlneam foarte puțin în timpul liceului, dar ne întâlnim mai mult după. <laughs> Adică da, e gen la melancolia, știi? E da, la Da, Și foarte familia Acum în ultimii ani Am fost la anunțile colegilor Așa Și invitat și fotograf Că se A, poate e altfel bun. Așa și no, e, e fain să ții legătura cu oamenii ăștia Și să te uiți la unii colegi care sunt căsătoriți, care au copii mari da. <laughs> și tu nu, ești căsătorit. ce vrei să zici. <laughs> Înțelegi ce vreau să zic, da. uh, și vezi în fiecare an că mai vine cu unul cu câte un copil în plus. <laughs> da, bine, e, bine e foarte... mai vine cu câte o nevastă în plus. Da da, 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 da. Mai unii în, ăștia de când am terminat noi liceu, păcate, s a mai schimbat da, da, s mai schimbat. Bun, de divorțat n-a divorțat nimeni, da, deci e ok, dar de schimbat parteneri s-au mai, mai schimbat, schimbat, logic. Așa, și... Chestia e că la colindatul ăsta, când se ajunge la noi acasă, tot timpul facem poza anuală de grup. Oh. Cu colegii. Deci avea așa i tradiția. Poza de grup la mine acasă. Păi. Așa. De ce? Pentru că este decorul frumos. Știi? Dacă, mă mama taie cu, cu, decor, cu decorațiunile, da. da. avem setup-ul făcut, tot, tot, tot. Bine, uh, au fost ani în care ne-am întâlnit probabil 10 colegi sau așa, cu tot cu parteneri am fost 10 și cred că cel mai mulți am fost 28, uh, așa. No, imaginează 28 într-o sufragerie. Nu se mai vedea bradul neapărat, dar nu mai era. Nu mai, mai nu se mai vedeau mai instalațiile de pe tavan. Era și, perfect. Da, dar e, e E fain să ai așa în fiecare an poza asta cu familia să zic așa, da. familia din liceu, știi da, că da, cumva da, cu prietenii. Stai cu, cu oamenii ăia ai stat atâtea ore pe zi în fiecare zi, Mai poți mult să zici... decât să te cu părinții, cu Corect. Fora, cu... Exact. Da. Așa și, da, practic decorul ajuta la chestia asta. Deci în sufragerie la tine acasă, da, dacă vezi să la tine acasă, Ședințe da. de crăciun. Bun, dar aici da, ca, ca ai început. zis de, de partea asta de, bun, partea legală și așa mai de partea lucrurilor. Dar, în același timp, în momentul în care cineva să zicem, ok, vrea să facă la casă, sau vrea să fac să un apartament sau un spațiu comercial. Contează foarte mult, Bănesc, și zona în care îl iei și cât de accesibil e pentru clienți. Bă, nu știu ce să spun. Că, ok. În pandemie... Eu acum am studio foarte central. Ok. Și în pandemie am făcut o pauză așa un pic uh -huh. de la studio, că nu am mai plătit chirie, am plecat okay. de studio, că a fost da. cum a fost pandemia și eu cu soția aveam un restaurant, dar e în afara orașului cumva. Da. Și și am făcut acolo ședințele. A, okay. Adică plăteam deja chiria acolo, era și nu puteai da. să faci petreceri, nu avea nimic. Zis că, ce, facem? ce faci? Ce oh, faci cu spațiul ăla? Oh, da, care chiria merge. Da. Uh, și am făcut acolo. Ok. Și nu a fost probleme, să știi că au venit. Că acum toată lumea se deplasează cu mașinile. Nu poți da. să spui că trebuie să fii neapărat... Uh, uneori am probleme că e ultra central și nu se găsesc locuri de parcare a mine, mai degrabă. e aici, da. Da, știi? Dar... Hmm. Nu văd o soluție, că dacă cum aveți voi mai multe zone, dacă da. ești mai alături de oraș, nu e problemă, oamenii îți păi... vin. Pe știi care au fost chestia? Noi bun, acum câțiva ani aveam studio în altă parte, un pic mai departe de centru, dar era tot în oraș. atâta doar că strada respectivă încă, mă rog, se construiau clădiri pe acolo, case, nu știu ce, era neasfaltată, că încă erau șantiere mari. Okay. Și pentru clienți era așa, un pic să vină până acolo, adică dacă ploua un pic afară, făcea vază da, mașina, nu, nu era vorba de distanță, era vorba nu, nu. că era mai strada nasoală. Strada năsoală. asta poți să și pe și central, dacă e da. în renovare, în ceva, Exact. Tot e... da aici cumva la noi pe centru de cei e ok, că e foarte ușor accesibil din oricare parte a orașului, de obicei oamenii vin cu boltul, la Cluj se circulă mult cu boltul, mm. mai ales, bun, cei care au, de cei care au devenit din afara orașului, să-și aducă copiii la școală sau așa mai departe, e mai complicat și vin cu mașinile, dar marea majoritate care lucrează în oraș sau stau în oraș nu prea se deplasează cu mașina, că cât plătești parcare, cât stai în trafic, combustibil și toate alea, mai ieftin ești cu boltul, știi? Oh, interesant, uh, mai aflu da. noi. Da, pe bine, acum aici în Cluj, în centru, te uscă la parcare, că da. asta e situația, adică... La să plătim parcările, să nu pățesc da, 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 să mai faci mesaj acolo cât stăm la da, podcast, nu e da, problemă. Da, da, da. Am da, pățit-o la voi la, la Cluj, că m-am dus da. să iau mașina și nu era mașina. Da, păi am pățit-o și eu, care stau aici de atâția ani. <laughs> și știe... era mașina <laughs> cumpărată de o săptămână, știi? Da, Nu e mașina! Da, cred că toată lumea, nu cred că există clujan. Da, anul trecut la Wedding Stories. Ah, da, 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 nu, no, e, e haos mare uh, cu parcările, și un minut dacă ai depășit timpul, ăla Și atunci a trecut polițistul, ai primit amendă, nu stă la discuții cu tine. Este, adică, acum mâncare... da. nu, nu, da, nu mai e chestia aia că pui biletul în și ok, a văzut că ai plătit 3 ore, ai depășit 10 minute, e ok, plătești cu mesajul. Dacă pe aplicație apare că ai plătit la ora când a scanat el ia, mașina, facă, dacă nu, zice, de bă, poate nu plăti deloc, că nu știe exact da. cât ai plătit. Uh -huh. Dar, mă rog, asta e da, altă discuție. Paranteză paranteză. Da, deci cumva nu e neapărat Eu necesar. Nu nu cred da. că e o problemă asta să ai studioul central. Uh -huh. uh, am, uh, chiar am cunoștințe, fotografi foarte bun, care da. au un satul de alături. Ah, okay. care adică e zona limitrofă, cum uh -huh. ai spune, zona metropolitană. Da. știi, uh -huh. Nu e în oraș și nu ai nicio problemă. Vin clienții, dai, păi... dai share location pe Google Maps, vii cu Uber, cu ce vrei da. tu. Uh, adică nu asta... mai e problema asta că nu e în centru, că nu da. e ușor accesibil. Unii chiar se bucură că A, e bun, ajung în două minute ah, okay, că Stau da. și ei pe acolo prin cartier da, da, și... da, corect. Păi uite, la chestia asta am două exemple Colegul Sebastian Guțu de la Timișoara Dacă Așa, da, îl cunoști da, da, da. Că și el face științe de Crăciun și el le face ele la casă Bun, are o casă foarte frumoasă Acum și-a construit altă casă că și-a văzut o pe cealaltă Dar ideea e că cumva tematica E că aproximativ la fel Și uh, el zicea că băi, mie îmi place foarte mult Crăciunul Sunt foarte ok cu treaba asta Și copilor mei le place Crăciunul Noi ne decorăm casa oricum de Crăciun Bun. Și atunci am zis, ok, de ce să nu facem la noi acasă, când oricum toată casa e decorată de Crăciun Da, dacă ești confortabil cu treaba asta cu Home Studio, da. sunt foarte mulți fotografi Și să-ți vină oameni toată ziua exact. la tine sunt casă. foarte mulți fotografi care merg mm -hmm. pe partea asta de Home Studio, uite cum e și Gabriela Sulețelul la noi în Iași mm -hmm. Tot așa merge pe zona, e în casă la ea Da, da, da Intri frumos, mansarda e amenajată special pentru... Exact pentru studio. Uh -huh. da, na, fiecare de cum bine, ține că aici, cum vrea. Eu n-aș putea avea da. așa zona asta. Păi asta l-am întrebat și de eu pe pe Sebi, am zis: "Păi, dar ok, tu trebuie să na, faci mâncare, dar la copii mâncare uh -huh. să aveți treburile voastre casnice, știi, ca toată lumea, adică ești ok să -ți știi casa așa, știi? Și el zicea, băi, eu îmi programez câteva ore pe zi în care toată familia știe, ok, atunci facem ședințe și așa mai departe, după care ne reluăm viața normală. Dar cumva nu e neapărat un decor, zic, zic ai pe ăsta gol și hai să-l decorezi. E decorul, e toată, casa. toată, casa. de jur în care parte te uiți, e decor. Da, și atunci, da, da. cumva, el, bine, a făcut și o, o chestie foarte smart așa, pentru că, uh, bun, pe timpul zilei dimineața și așa, intră frumos lumina pe geam, îți luminează cozy, așa, el merge pe zona asta foarte albicios, un cumva așa vintage, un pește, okay, film okay, okay. look. Mm. Nu e zona aia mai dar cu umbre, cu chestii, adică nu e noaptea de Crăciun. E cozy morning de Crăciun, să zic no, așa. Am înțelez, am cumva. Am înțelez, am, da. Și, bun, e foarte drăguț, dar pentru că soarele le pune destul de repede după masa după 5 de nu ne mai e lumină. Vin. Și atunci el ce a făcut? Și a cumpărat niște lămpi din astea mai puternice, le mă rog, le-a pus afară să uh. bată prin geam ca și cum a venit soarele. Și are lumină constantă toată ziua. Da, 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 nice, nice Așa, nice, ceea ce da, mi s-a părut da. o chestie foarte drăguță Plus că el are și chestia asta de, ok, decorul nostru e într-un fel, le dă niște indicații oamenilor cum să vină îmbrăcați, chestii Bine de genul, vezi. și atunci totul e perfect match. Și îți dai seama că cumva și poate clienții se simt cumva mai confortabil într-o casă decorată de Crăciun decât într-un studio care e mai steril. Adică, vezi decorul frumos aici, deasupra, pag, lumini, chestii, cabluri, se adică... Da, depinde, depinde. Când n-aș zice, Eu okay. știu, cred că sunt clienți și clienți. N-am da. avut de-a face cu zona asta de clienți în care să vrea. Uh -huh. a, 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 în casă și să... Am foarte mulți clienți și nu au nicio problemă, adică da, vin la studio. Probabil și cum s-au obișnuit. Au, da, 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 probabil. Că da, poate pentru... mergi la studio și e face parte din tradiție să vină uh -huh. la studio, foto, ca să da, facă Adică în asta. mintea lor e foarte clar, mergem la studio, da, ne facem poze. Da, poate da, pentru da, alții da. care... O să vină și Moș la studio. Da. Da. La mine încă poate să închirieze și moș la ah, așa Ok, foto. da, ca să venim și la subiectul ăsta că e interesant Deci bun, cu spațiu am, -am lămurit, lămurit spațiu. Așa, da, al da, doilea da. exemplu ce l-aveam aici legat de treaba asta cu închiriatul spațiului într-un într spațiu comercial într-un mall sau o chestie de genul ăsta E foarte scump e foarte scump. Dar cumva acolo toată ziua trec cu oameni și te văd Da, e o zonă, e interesant da. Da. Depinde unde e situat uh -huh. Și nu știu Ok, cu oameni și te văd. Da. Dar tu funcționezi pe programări. Pe, păi pe programări, dar chestia e că te da. văd acolo toată ziua oameni, ei pot să se programeze care sunt interesați, nu mai trebuie să faci reclamă, nu trebuie să-ți bați capul cu alte lucruri. Crezi? Da. Dar pe social media când se uită, când stă omul și vede, a, uite și pe ăla și pe ăla. E probabil, într-adevăr, o idee interesantă, dar mă gândesc că costurile într-un mm. sau într-un spațiu ăsta sunt destul de mari. Da. Și nu știu dacă acceptă centrele comerciale să-ți închireze ție numai pentru două luni. Mai acum, într-adevăr, din câte știu la Marian, că chiar o să-l întreb când mă întâlnesc Dar el, cu el. are studio tot timpul tot acolo. Tot timpul, da. Și Ele undeva la subsolul subsol da. nu, e, nu e în zona de trafic. Da. Bine, dar poți să spui, nu știu, bă, o pâncărduță, poți să spui un moș care este dea pliate. Da, aș, așa poți să-l pui oricum. Păi, și da. Tu poți să ai studio în afara orașului. Da, numai, na, probabil că te costă să plătești pentru deci poți în variante. Da, mă gândesc așa că poate uite cum sunt. Bine, uh, poate în orașele mai mici, care da. au centre comerciale, poate e altfel. Da, da, știu, da, da, La noi în Iași ca să intri în palas da. Nu ai nicio șansă. Da, da, că adică da. au plecat branduri mari de acolo. Că... Păi, nou, chiar ne-a trimis într-un an, nu mai țin minte de la ce. Mă rog, mult mult spus. Un magazin de asta mai mic gen, nu știu, Winmart, există și în Iași Nu, este, dar am înțeles. Ce da, înțelegi, așa. Da. Adică un din ăsta care e cu magazine, dar nu sunt branduri gen din astea super uh, famous, așa, mai departe, branduri mai mici, cu bijuterii, cu cosmetice, da, da, cu, da, da, da. așa. Da, tot un complex comercial. Un complex comercial, dar cu spații mici, știi, nu mm -hmm. 200 de metri pătrați sau mai mult. Uh, și chestia e că ne a trimis o ofertă din asta tocmai, bun, nu, nu cred că era cu ședințele de căci, Nu mai țin minte a fost acum câțiva ani. Uh, gen, dacă nu ne să închiriem spațiu acolo aia și nu era chiar atât de costisitor, Știi, Adică era accesibilă da, nu, nu treaba înțeleg. treaba asta. Dar în într adevăr, și nu știu să povestesc, că da. știu că chilile mm. sunt foarte mari la noi și Plus nu că... dă nimeni spațiu pentru 2-3 luni. Păi, se mai... Doar să faci o, nu știu, doar să mă gândesc acum, să faci un parteneriat cu un magazin de jucării sau ceva în zona Poate... asta și să-ți faci tu un colț de da, să poate. faci tu un colț și așa faci și reclamă și își atrage și magazin de jucării mai mult, mai mult trafic da. și tu îți faci treaba acolo. Poate fi Ar asta. Să fie sau... o chestie, un business făcut interesant. Da. Sau poate să nimerești dacă ai noroc să, nu știu, să plece un uh, vânzător dintr-un da, spațiu și, și până găsește... Da da da, 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 să, să ai fie... o fereastră, da, dar trebuie să intri cu pile și relații ca acolo, Da, ca da, cu zona, mă rog, am da, fiecare, dar, să, fiecare, cum, se, tău, se descurcă. Cum se descurcă da. Da. Sau zona asta, uite, mai cum spuneam, dacă vrei pe ca să ai trafic, poți să mergi într-un magazin de jucării, unul ăsta care Vinde articole pentru copii. Pentru copii? Și da. Îți amenajezi acolo un uh, spațiu, vorbești cu da. proprietarul magazinului, vezi cum o dai la pace cumva cu da. el amenajezi acolo un col și când vine, nu știu, faci altfel în loc cu pachetele noastre așa, de lei poza. Da. Vină, poză, Ai nu faci poza, și un prieten care să o facă pe Moș Crăciun, da. pui un scaun acolo, un jilțul lui Moș Crăciun, îl pui pe Moș Crăciun, tu ești acolo în un stop în magazin și iei, nu știu, 50 de lei, 100 de lei da, poza. Sau faci, faci poze la poza, minut, ca la fotobut. da, faci <laughs> fotobut în magazin și asta da. poate fi o chestie. Da, uite, vezi, da, da dată, cred în că colegilor că... de idei de... da, facem aici, mai brainstorming, știi? Brainstorming, cum, cum să faci bani. da, cum să faci bani și consiliere din asta de business da, 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 așa, da, da, da. bun deci dacă vreți să ne susțineți ca să mai dăm astfel de sfaturi puteți intra pe shopul ul telestory să cumpărați ce rocănuță sau ceva că... da, da, e foarte fain e... Astea cărțile uh, astea le-am da. le dat uh, participanților la conferință, fiecare ah. a primit câte o cană. Nu ah, știu că ai avut -o și plimbările alea cu da, mașinile. Da, da da, 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 da. Și astea sunt niște ilustrații pe care le-a făcut Robert Herineanu. Că am avut și podcast cu el și toate au o, o poveste. Am înțeles, să înțelegem povestea cu, cu da, mașina Da, 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 da. Da, Enjoy da. the ride. Fine, exact. Fine, 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 exact. Așa. Bun, 2 uh, 23 am... aprilie, 2-3 aprilie 2-3 24 <laughs> unde facem la Cluj sau la Cluj? Nu, nu, e în Cluj, mă rog, între Cluj și Fele cu Wonderland deci, așa, da, o, da. la Wonderland. Da, știi la locația. Wonderland. A, da, Wonderland is... Uh, da. No, perfect. Legat de treaba cu decorul. Bun, am, avem spațiu și așa, așa mai departe. Mai cu spațiu. decorul am zis că trebuie să da, le... decorul știi cum e. Am văzut colegi care investesc mai mult, am văzut colegi care investesc mai puțin. Uh -huh. uh, nu știu ce să zic. Uh, suntem foarte mulți acum da. care facem treaba asta. Da. Foarte mulți și atunci... Chiar cred că e momentul în care, dacă vrei să mm. îți vină clienți frumoși, dacă vrei să fie apreciată munca ta, ar trebui să începi să creezi, să gândești niște decoruri deosebite creative, da. și să investești. Într-adevăr, deci mm -hmm. spun că acum trei ani am cumpărat, ca exemplu, o crenguță mm -hmm dintr-un anumit magazin și am dat o play, Anul a, nu, ăsta s-a deschis și în Iași, magazinul respectiv Si mm -hmm. și am dat 20 de lei pe aceeași crenguță că tipa care m-a ajutat cu decorurile a pus și mi-a zis că vezi că mai trebuie 10. Ah, <laughs> zis că okay. aia, eu sunt o play, mă duc acum și eu, cum uh -huh. 20 de lei. Bă, chiar da. 10 îți trebuie. Da, 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 corect, corect. Cu <laughs> 5-6 nu te de, descurci. <laughs> nu, nu, vreau să spun 12, dar ia 10. Da, Azi, da. Ok, înțelegi. S-au au mărit foarte mult prețurile la decoruri și trebuie mm -hmm. să te gândești și la asta, cum să scoți investiția. Da. Într-adevăr, o refolosim. Dar eu gândesc să scoți banii, măcar să scoți banii pe decorul ăla și să -ți da. iei plus valoare, să-ți rămână și ceva ce profit la calculat, cum ți-am spus, da, da. am per folosit de anul trecut, dar eu mi-am calculat cam cât ar fi costat decorul ăsta anul anul dacă aș fi ah, cumpărat tot. tot ce este. Ok, da. Că restul e profit. Na. Trebuie să te gândești de, așa de la zero. Ok, per ca și ani, da, dar uite de exemplu, eu le-am depozitat. Mm -hmm. Da? Dacă nu ai unde Trebuie să te gândești și la un alt cost de depozit. Depozit sau da. ce faci cu ele după. Da. Sau dacă de le, sau să le zicem, vizi. că le mai vinzi și trebuie să le dai la un preț mai mic ca să le poți vinde. Da, și repede. pierzi. Pierzi da. că le așa, că le vinzi mai, trebuie să te gândești. Dar e ca un plus, să spunem, știi? Dar tu trebuie să-l gândești când faci costul. Dacă vorbim da. de partea de business, mă când m-a costat decorul ăsta, anul ăsta. Uh -huh. 1000 de euro, 2000 de euro, 3, 5, 6, 7. Da. Uh, păi înseamnă că, bun, m-a costat decorul 5000. Mă uh, mai costă chiria, dacă luăm numai da. pe 3 luni, să spunem, mai costă chiria X. Da. Că depinde de fiecare oraș cât costă. Uh, mă costă, nu mă costă, dar ok, fac acasă. Da. Dar e bine să mă gândesc, să-mi pun în calculul ăla. Că totuși am deranj în casă, da. eu am uh, utilități în plus poate, da. uh, e un disconfort pentru copii, pentru familie, pentru da. oricine și atunci în cost de business ar trebui să întreg și o chirie, chiar dacă nu. Corect. E corect. un cost de business, da? Da. Văd. Și atunci când le pui pe toate uh -huh. uh, și foarte mulți dintre noi nu punem și costul chestiilor astea, da. echipamentul, da, care da. se uzează. Corect. Da? Că vrei să-ți mai iei ceva. De ce? Că, hmm. Da, păi oricum îți da. mai trebuie o lumină, Și atunci trebuie să-ți faci tot, tot planul ăsta de da. business în care să-ți toate cheltuielile da. și să-ți faci o preconizare cam ce cost vrei să iei tu per ședință, da. ca apoi câte ședințe ar trebui să iei și la finalul sezonului, de, adică în ianuarie, da. Când te-ai liniștit, îți te calculezi. Eu am băgat atâția bani, uh -huh. am cheltuit aia, 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 a, am muncit atât. Da. A fost sau nu a fost profitabil? Păi... Și apoi spui pe linie și vezi. Da, atunci am câștigat. Că am a, ce, am scos, am încasat nu știu câte mii de euro. Bun, ai încasat. Ai încasat. Dar cât ai cheltuit? Exact. Da? Păi, uite, exact asta, că de aici au așa. A, stai așa. Păi, a fost profitabil sau nu? Da. Păi, dar ce, că la anunț nu, că s am atât. Da, 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 dar da. la anunț nici nu cheltui. Da, ci... că nu vezi cu decorul C după tine. Da, 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 nu ești cu decorul. Ai echipamentul care și de la uh -huh. tragi 3-5 ani. Da. Nu ți-l coști ca cost de amortizare. Păi de aici am început noi discuția noastră de la articolul da, meu, da, da, așa, de, la, de la, la video. Care... Era un video practic pe YouTube în care am explicat câteva lucruri despre genul ăsta, am explicat și cum ne-a făcut decorul, mă rog, acum 2 ani și am pus decorul și pe blog pentru cei care vor să citească, să nu se uite la video că n-au timp sau așa mai departe. Da, și care trebuie să adapteze prețurile. Da, și mă rog, nu, a, a trebuit să le. Da, numai că nu mai pot modifica video de pe tot decât dacă video fac. Nu, altul. dar măcar acolo da, faci update. Exact. Dar prețurile că, nu sunt bun, uh, pentru. Bine, dacă te uiți la dată și vezi de când au fost, da, acum au fost -am uitat la dată. Da, alea au fost cheltuiele. Acum, da, a, 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 clar că se, se mai schimbă. Dar și ceri, asta Dar era, vreau să zic, de principiu. Adică acolo am explicat, bă, ok, treaba cu decorul, cu cheltuielile și așa mai departe. Și ce l-am explicat foarte important colegilor. Tu dacă faci, investești toți banii ăștia, scoți toți banii ăștia, dar toată munca ta, uzura aparatului, exact chestiile astea, asta trebuie să fie. Adică eu mi imaginez ceva de genul, dacă tu ai băgat 1000 de euro și la la finalul, după ce ai cum să zic, ai băgat 1000 de euro în decor, în cheltuieli, toate chestiile astea și tu ai încasat 1500, păi tu ai lucrat o lună pentru 500 de euro, știi? Adică, Chiar mai mult de o lună. Mă rog, că, dar, bun, să bun, zicem așa. Da, să punem o lună. Să zicem că faci nu, la... că el o să spună că, a, dar nu, că știu, 1500. Păi da, exact, aici e problema că de păi fapt nu ai câștigat gândesc, A, da, uite, decorurile ce, rămân păi... Da, da, ele au grad de uzură și alea, nu? Corect gândesc, Dacă vrei să le vinzi deja, le vinzi la jumătate de uh -huh, uh -huh. ca să le dai dacă Da, uh, asta, e, uh, asta e foarte clar Deci aici e foarte important la decoruri uh, să te gândești cum uh... Man, ca la orice, trebuie să gândești business foarte bine să, uh -huh. să faci planul de business ca lumea să știi ce și cum uh -huh. să faci niște preconizări cam. câte ar trebui să fac, unde da. la... Cât îmi doresc? Bun, ar trebui să spunem. Ar trebui să fac 20 de ședințe ca să-mi scot cheltuielile. Cheltuielile, exact. Da? Eu aș vrea măcar da. încă 20 de ședințe să fie bani mini. Uh -huh. Da? Da. Măcar atât, bă, deci eu trebuie să fac minim 40. Corect. Cei peste alea 40, Dumnezeu, Doamne, ajută, mulțumim. Da, Au venit Crăciun, știi? Exact, da, 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 <gătări> ăla e, e bonus. Nu, uite, și asta... atunci trebuie să-ți faci, cum îți spuneam, cam da. excel uh, ok, când am început, când am dat prima dată, când am făcut prima programare, și să notezi acolo în la fiecare programare mm -hmm. și îți faci niște checkpoint-uri, știi? Bă, la data D uh, aveam programate atâtea ședințe. Mm -hmm. Ok, și acum ce trebuie să fac? Ah, sunt multe, de exemplu, hai să spunem că am target de 40, știi? Da. Uh, am 10 ședințe. Bun. Și ce dată e? 10 noiembrie. Păi lumea, ce se întâmplă acum? Mai programează? Mai sunt? Sau... Okay. Și atunci, vezi, dacă trebuie să mai faci reclamă, trebuie să mai trimiți mail trebuie să sunt mm -hmm. telefoanele, trebuie să... Că dacă, păi da, ți-ai aruncat o postare pe Facebook și aștept să vină. Știi? Da, da, da. Să vină, știi că toată lumea aruncă postări pe Facebook. Da, 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 corect. Hai să vedem, să-ți faci checkpoint-uri și să vezi exact dacă mai ai ceva de făcut sau nu. Corect. Corect. Știi? Și să, mă rog, să-ți deci, contactezi bă, ești bine, clienți, ești okay, da. dacă îți convine să vezi ce clienți, dacă, cum poți să mai ajungi la potențiale clienți sau poți să spui oprești, să te oprești. Mm -hmm. Deci, băi, nu mai vreau, gata, mi-ajung. Da. E ok, că nu mai am timp. Nu da. mai am timp, trebuie să-ți calculezi încă o chestie care nu fac unii, nu calculează timpii mm. de editare. Mm, da, da. Adică da. tu când faci pagina de ofertă, trebuie să le spui oamenilor și în cât timp le dai fotografiile. Corect că am mai văzut care s-au predat în februarie. Da, 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 da. Și atunci clientul ăla oare mai vine a doua la tine? Da. Că nu are clientul ăla mai ai, eu am avut, am auzit de cazuri în care s-a mai lăsat și cu PC-ul pe cap. Oh. Și dacă tu ai mai fost că prietenaș și las-o da. așa și nu i-ai dat nici bon și ei mi da. mai dat și pozele în februarie, nu cred că se termină bine povestea. Da, așa da, că ai da. fost prietenaș și nu i-ai dat bon și dai pozele a doua zi? pup să pentru masă, nu zice nimeni mm -hmm. nimic, știi? Mm -hmm. Dar, nu, trebuie să ții niște măsuri de precauție. Așa, dacă tu ți-a venit client nou, nu-l cunoști, da. e da bun, ai făcut frumos contract și scrie în contract, în colegul, cât timp, primești fotografiile în 60 de zile, dacă o accepta, la revedere, știi, asta da. e. Dar trebuie să, -ți, să ai să pui foarte clar toate chestiunile și pe pagina de ofertă când o faci. Mm. Cât timp durează ședința, Încep din cu da. unde are loc ședința, da. cât timp durează, câte fotografii le frez, câți oameni au voie să participe la da. ședințe, dacă ei sau nu ei bani în plus pentru oamenii Oameni în plus, de exemplu, eu iau uh, uh, Având trei copii, da. Mi-am pus cu cinci membri. Cred că dacă okay. aveam doi, puneam mai patru. Da. Dar, <laughs> așa. Oricum scrie că familia are Nu știu da. dacă m-am exprimat bine, dar nu știam cum să-i spun. Da. Adică mamă, tată și copii. Ok, exact. Da, da. bunici, verișori, mătuși și așa, e extra. Da, da, da. da că da. vine să vin și cu nănuții. Mm. Și mai sunt zone în care nănuții vreo 10. Ah, ok. Înțelegi că da. sunt vreo câte cinci cupluri care au botezat copilul, văd ah. să Și eu am pus un tarif pe persoană extra. am ah, înțeles și, și sunt foarte mulți iubitori de animale. Mm. Și acolo am pus pentru iubitul tău animal, da. care vrei să fie, papagal, șoarice, crocobaur. Așa okay. că mi-au venit, anul trecut au venit doi teranova în studio. Wow. <laughs> A, așa, A, am tarife extra pentru fiecare animal. Da. Știi, că complică lucrurile. Cu sigur. Complică lucrurile și atunci trebuie să-i spui omului. Dar trebuie să știi astea înainte să te bucuiască. Uh -huh. Sau măcar când ți a plătit avansul și ai programat da, măcar corect. să. Băi, fiat din. Aia, aia, aia. Să nu-i transmiți lucrurile astea că am întâlnit cazuri, să-i transmiți după ce ai făcut ședința. Uh -huh. că omul știa, a venit cu 300 de lei în buzunar și tu îi spui că costă 700. Păi, de ce? Păi vezi că -ai, ai venit cu bunica, vezi că ai venit cu cățelul, vezi că vezi că, vezi că știi? Da, da, corect. Și atunci, e, asta e foarte important, să transmiți clientului informația de la de, înainte, început, de la început, da. în pagina de ofertă, să știe exact pe ce vorba. Că eu chiar și astăzi am bucuit, vrem la ora aia, în data de la ora aia, e liber, da. Și mm. spun, unde vă trimit avansul? Mm. Ok, dar ai citit detaliile de pe site? Mm. Care site? <laughs> Care detalii? Și atunci îmi dau seama că tantea săraca nu știe absolut nimic și am trimis-o către site, i-am spus să se documenteze, să citească tot ce e acolo și apoi programăm și confirmăm mm. exact, apoi plătește avansul, când știu că a la cunoștință tot. Toată informația. Toată informația, că după aia te întrezești cu tot felul de situații și am întâlnit-o. Mm -hmm. Adică am dădeam link, am dădeam link la om, dar nu l întrebam. Uh, Dom'le, ai, ai citit ce acolo? Da. Că îi dai link și tu zici că Bă, o citit, nu am i-am dat la omă. Da. 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 Dar el intre pe site și se uite doar la poze uh -huh. A, uite-mi de decorurile astea uh. Sau nu-mi plac, în fine da. Dar spune că îi plac și frumos, exact. vine, te bucuiește Dar dacă nu l întrebi Ai citit? Ai văzut ce se întâmplă acolo? Uh, unde? Păi da, am văzut acolo Cu decorurile, nu? am văzut, ai două decoruri, trei, whatever uh, Trebuie să fii sigur Că o citit Mm -hmm. Să nu crezi că omul e deștept. <laughs> Aici nu e vorba că e deștept sau mai puțin, dar e vorba că nu e atent. Da, da. E nu a, bă, am văzut. Că în secolul ăsta că toată lumea a, a trebuie să fac știința foto de Crăciun, ia, l-am găsit pe ăsta, ok, a, mișto de cât costă, unde, când, la ora aia ești da. disponibil, bun, hai, facem. Da. Se grăbesc. Și atunci trebuie să tragi tu de mânică. Ok. Colegul, vezi acolo. Doamna, ați văzut aia, a citit, dar nu poți să vin cu bunica? <laughs> da, da costă. Ba, da, da. Haideți să vedem despre ce e vorba. Câte bunici are? Că poate e vreo șase. <rătă> -i> <ră> -i> Băi, râdem, râdem, râdem să știi plac. că se întâmplă. <ră -i> da, știu, că știu. Bunica, dar e sora bunicii. Da. Oh, ok, da. sau în fine poate am pățit-o cu cuplu divorțat. Da, exact. Data. Și a venit și, și a venit toată lumea. Păi, eu am pățit chestia asta la nuntă cu părinții divorțați și toți recăsătoriți. Și mi-au venit la poza cu părinții opt cupluri. adică... A fost foarte... De asta și la anunț eu, întreb oamenii înainte, știi? Mm. Dacă avem uh, situații deosebite în familie da, da, și toți da. uită la mine... Uh, adică... Uh, uh, adică, <laughs> adică? Și atunci am iau, uite, m a zis da. mama tata, sunt preună, sunt divorțat, e vreunul da. mort. Da. De, da. Că de-a lungul carierei am comis-o, trebuie să da. recunosc. To a făcut -o. Hai la poză cu tata! E, de... Și a început mireasa să se bucească din nu știa da. ce că e în eu ce am făcut... <laughs> Și mă întreb ce, dar să fiu mort. Ai? <laughs> -am învățat, da, Și le-am învățat, le-am învățat din experiență, le-am învățat, m-am mai spus și alții. Dar de asta suntem aici Să împărtăcim, uh, informația, nu? Exact. Ce vreau să te mai întreb aici la chestia cu uh, decorul, că ai zis tu că oamenii aleg în funcție de uh, chestiile astea, uh, că se uită la pozele, plac și așa mai departe. Uh, crezi că cumva ședința asta foto și criteriul de alegere a oamenilor îi mai mult partea de uh, de cât de frumos e decorul sau cât de mișto sunt pozele? chiar dacă decorul poate nu este cel mai aspectos. Bun, făcând excepție de clienții care vin în fiecare an la tine și vin doar la tine. Look at my face. Da. Decorul. Decorul. Exact de asta mă așteptam Deci de asta e foarte important. Deci spui tu că ce... Dacă te decorefeți. Exact. Da. cum arată? Da. Da, știi? Uh, cotează foarte, foarte mult decor. Adică okay. mai ales când începi să ai un preț un pic mai sus de mediu. Uh -huh. A, decorul în prima, dar chiar dacă cei care nu știu prețul, tot la fel, decorul contează foarte mult și vinde. Uh -huh. Decorul vinde. Dacă asta ne întrebăm, odată vinzi tu ca om, fotograful, da. dar dacă excludem oamenii care, spunem, clienții recurenți, da. cum spuneai tu, da, da. eștiul de mirii, excludem oamenii care te cunosc deja. De da, da, da. Da? da? Uh, decorul vinde. Uh -huh. Decorul și probabil nu prețul. Da. Păi bine, aia e după aia aceea, dar ia, primul impact e decorul. Da, depinde dacă e după aceea. Da. Sunt, sunt și colegi fotografi care vând pe preț Adică mm -hmm. nu investesc foarte mult în decoruri la un Care știu, la, au nișa lor de clienți da. Care vor să dea 150 de lei pe ședință Sau 200 de lei Există Toată lumea vrea să aibă amintiri de Crăciun Acum toată lumea da. Există o nișă pentru toți știi? Na, ce se... Bine, acum aici ca să nu întreagă colegii greșit Că oricine care investește, să zicem 5.000 de euro într-un decor și îl face beton Dar el acum se apucă de poze Poți să o comiți rău și cu faptul că nu știi să faci poze în decorul la frumos cât de bine ar fi el făcut să da, faci da, poze. Dar, da, nu, nu am gândit-o asta, adică okay. chiar n-am gândit-o așa, sincer. că mă gândeam că dacă investești 5, 6, 7 mii pe, într-un decor știi să ții un aparat și știi să pui și în relief uh, decorul respectiv. am văzut probleme Iartă de genul ăsta. Da, nu, eu nu a, am gândit uh, la asta. Adică, să zic, ce nu? am văzut începători a fost, simțeai că omul e începător direct din decor. Da. Și cum era folosit. Știi? Uh -huh. Adică, îți dai seama de cum e pozat decorul ca prezentare. Da, da, da. Că ceva scârții acolo, știi? Da. Contează foarte mult că mergi de la un curs. Dar uite, am văzut chestia asta uh, chiar zilele trecute uh, și ți-am și ție niște poze, dacă îți amintești. Adică am văzut decoruri foarte frumoase ca stil, dar nu erau execuția pozelor, lumina pusă pe subiect, nu era ce trebuie, știi? Și păcate da, decorul ăla, că era un, fain. Un decor adică... poate fi pus în evidență foarte bine sau poate fi distrus. Exact. Eu... Sau varianta cealaltă în care pozele arătau bine și decorul era foarte minimalist. Știi? Adică po poate fi și... Fieți cazul Olga. Da, exact. Ești Olga, dar când te uiți la poze wow. îți mișto și dacă da. te uiți dacă stai să analizezi fiecare element dacă din decor dacă aprinde lumina și te uiți așa mm. dar -da. exact. vezi tu când faci decorul trebuie să ai poza finală în cap uh -huh. din punctul meu de vedere adică ok cum vrea să arată omul ce pun în evidență uh -huh. așa începe toată lumea care știe ce face da trebuie să te gândești din prima ce vreau să cum vreau să arate fotografia finală uh -huh. de și atunci decorul ajută dar până la urmă, trebuie să pui în evidență omul. Uh -huh. Și relația dintre ei, tot despre oameni, că facem fotografie de familie, de obicei, încă Corect. în sau despre asta vorbim acum. Că, da. Bine, mai vin uneori și firme care mai fac câteva prezentări, dar alea, spun, spun da. că nu, ăla e main business. Corect. A, în situația asta. Și atunci tu trebuie să te gândești la fotografia finală, trebuie să te gândești că, bun, eu pun pradul ăsta aici, dar copilul când vine, ce face? Da? copilul să... și să te întâlnești cu ideea că tu ai pus bradul într-un colț și copilul o să stea cu spatele la tine. Uh -huh. Atunci trebuie să te gândești cum poziționezi elementele unei, dai elementele de interes, uh, pui o jucărie uh -huh. care probabil vrei să-ți joace copilul cu ea într-un anumit loc. Ok. Da? Și când o pui acolo, te, trebuie să te gândești, mă, copilul ăsta o să stea cu fața la mine sau cu spatele sau o să stea pe parte. Da. Eu când am pus și vreau să joace în locul respectiv, eu știu și cum îmi pică lumina, și unde o să fie exact. lumina, și tot. Adică trebuie să te gândești și la dinamica uh -huh. ședinței. Nu, am făcut decorul, ok. O, uite ce frumos, da, dar trebuie să te gândești la dinamica ședinței. unde așezi oamenii, cum așezi oamenii și trebuie să înțelegi că copilul, de obicei, copilul și familia, ei sunt. Uh, ei trebuie să fie miezul exact. fotografiei. Acolo trebuie să se ducă ochiul. Și într-adevăr îmbogățit de decorul superb care îl ai. Da. Dar uh, am văzut și cazuri invers, în care vezi decorul și nu vezi omul. Exact, asta zicea că... și Olga. <laughs> Hai, stai un pic. Hai să vedem un pic. Da. Adică e frumos decorul, dar unde e omul? Exact. Dacă omul își trimite o felicitare, trimite poza pe messenger sau ce face el cu fotografia, exact. o pune în album, dar o pune fiindcă vrea să vadă copilului, vrea să hmm. se vadă pe el, pe soție, pe bunică, pe ce fotografie, cățelul. Uh, nu vrea să văd numai decorul tău, că așa. Exact. Ia poza de pe Facebook, și de prezentare, știi? Da. Uh, trebuie să. Asta spun, trebuie văzut, în primul rând, să ai fotografia finală în cap. Uh -huh. Să ai minte că personajul, subiectul fotografiei e omul, nu decorul. Uh -huh. Decorul doar ajută, e un background până la urmă. Da? da? Și când pui elemente în de corul respectiv să te gândești la dinamica care o are da. omul când vine în. în adică să știi, băi, eu vreau copilul ăla când ajunge să, pe cadrul ăla. Când vine, vreau să stea cu fundul pe radio și să cânte la chitară. Da.

cum suntem noi aici am dat rec și stai că trebuie să mai miști lumina da. nu? men când ai dat drum când a intrat familia în studio tu trebuie să știi să îi îndrumi da să direct să faci regia exact și plimbarea prin studio să o controlezi tu mm -hmm. să știi exact unde pui copilul să joace ce dai copilului să facă cum a făcut eu bucătăria exact ăsta. Uh, Unde o să fie poziționat cum îți pică lumina. Tu să nu atunci să te apuci că stai că nu pică lumina, mai stați un pic. Uh, Bă, ai un copil de la 2 ani 3 ani în studio. Da. Nu ți mai este gândul la nicio lumină, credem. Da. Deci când începe să -ți, oh, să se desfășoare copilul, da. Tu focusul tău, în momentul când ai intrat familia, trebuie să fie doar pe familie. Mm. Nu pe lumină. Tu ai aia o știi, trebuie să fie sau cum arată decorul, trebuie să ai cadrele, compoziția că să știi până unde poți fotografia cum e și la tine. Da? nu fotografiezi până sus, că prin celălalt Correct. fundalul, dar poți să fotografiezi până aici. Da. Atunci nu poți să pun omul în picioare, îl l pun jos, pe ce îl pun, stă direct pe covor, stă da. pe pat, stă pe. Exact. Pe ce îl pui, știi, în zona aia atunci legat de chestia asta cu decorul mai este încă o variantă cea în care, sau de fapt două variante mai bine zis, cea în care să zicem tu ca fotograf îți faci decorul tău de Crăciun și după aceea închiriezi și la alți colegi fotografi să facă poze în decorul tău și mai e și varianta pe care am văzut-o la Cluj, dacă se întâmplă și în Iași, cea în care anumiți oameni din industria anunților cum ar fi cei care au decorațiuni de închiriat pentru nuntă sau care fac flori, floriștii fac ei un decor de Crăciun, după care închiriază fotografilor să vină sau familiilor sau cine vrea să vină acolo să-și facă uh, poze. Ce părere ai de chestia asta merge pentru colegii la început de drum ca să-și bate ei capul cu un de cor cu astfel de lucruri? Acum o să fie invitatul la. Da. Da. Da, da, A, ok, bun. Și acum întrebarea. A, așa. Nu. Nu. Nu știu. Poate. Da. A, am văzut mulți colegi fotografi care da. fac uh, decoruri și gândesc mm. în așa fel. Uh, au, au studiouri mai mari mm -hmm. și el, uh, e compartimentat pe camere. Da. Și pot fi mai multe ședințe în același timp și atunci ei închiriază pe oră de obicei. Da. Și sunt fotografi care nu au studio și, uneori, am văzut, știu, fotografi care într o oră băgau câte două familii, știi? Deci ah, ok. Uh, și se poartă. E, da, nu. Că e f pentru un început și chiar continuată. Poți să faci un deal cu un fotograf care are studio mm -hmm. și să continui pe long term, știi? Adică da, fiecare da, da. an știu fotografi în și care lucrează cu alți fotografi. Da. Și an de ani merg acolo, studio și închiriază. Adică nu e neapărat o chestie doar de început. Da. Dacă știi că nu vrei să faci main business sau... Da cum ai spus și tu, la un moment dat te obosești, nu vrei să faci mult. Ai 10-20 de familii care știi că vor să facă ședința exact. cu tine, apropiate de ale nu are sens. Și am zis, ți, e mai ok decât să investești tot ce da. am spus noi la început, dita mai da. ai business plenul, așa, tu știi, bă, pe mine mă costă cât? Închirierea studioului 200 de lei pe oră, să spunem. Da. Eu iau 800 la, la familie, mie se calcule mult mai Da, mai și, mai și nu ai niciun risc. Da, și, nu te doare capul, da. da. da, da. Ok, costul poate e un pic mai mare, dar n-ai risc, exact ce spuneai tu, da. riscul e zero. Zero, exact. Zero. Asta cu floriștii la în și încă n-a apărut. Ok. Sperăm că nu Fleta se uită Bide. floriștii la podcast da? ca să trăim și noi fotografii. Da, da, da. da, da. Voi vedeți cu florile acolo. Mm -hmm. A, în schimb, uite, de exemplu, eu de 8 ani de zile lucrez cu aceeași firmă. Da. Eu am ideea da. în, în ce zonă vreau să merg, am cum aș vrea să arate conceptul și de decor. conceptul de decor, da. dar eu personal n-aș putea să aranjez brazic, adică când intră clienții și am tot felul de... Mai, femeile, dai seama, bărbații, oricum, da, să corect. știți că tații s-a dus să facă poze pentru copii, nu eu. Las, da. Am avut un tată care chiar săptămâna asta a programat și eu spun da, mișto, super, ne revedem al treilea an, când ne vedem împreună, de bea aștept să ne revedem. Textul, da. Știi da, tu, text zici. da exactly. La care el, uh, da. <K> <K> și eu îi spun, tot în regulă Hai mă, știi că vin pentru nevastă mea? <laughs> aș <laughs> să vin. Trebuie să vin, na, da. Când da, da. mă pace cu pozele tale, da, exact. știi? Uh, pe zona aia. Uh, da, e o soluție foarte bună din punctul meu de vedere mm. să mergi și să-ți faci... Da, uite, din nou ce spuneam, la conferințe sau la... Da. A... Când mai sunt întâlniri locale, faci exact. să faci networking. Exact. Adică nu rămânem doar în zona aia de vorbim pe grupul de fotografi videografi și rămânem acolo. Uh -huh. Te mai întâlnești mai, te duci la un în vizită în studio da. sau facem întâlniri, ne vedem la o cafea, la un ceva. Da. Și astfel ne cunoaștem împreună și putem și lucra împreună. Că păi, e uite, vezi, okay, la... competiție, dar suntem o comunitate. Da, totuși. Mie mi s-a întâmplat la chestia asta că am avut, de exemplu, tașa Miri, care, mă rog, le-am fotografiat nunta, dar ei, din București sau din altă parte. Știi, și m-au întrebat, Paul, dar tu faci de Crăciun? Și zic, păi bine, fac, dar la Cluj. Ah, și la București, așa, știi, și era, păi dați recomand niște colegi. Uite, vezi, asta poate fi o soluție bună. Dacă eu să încep da. drum la București, sau nu știu, fac drum ca să mă duc dacă am pozat cinci nunți acolo. Da, așa vorbesc cu un coleg din București să-mi creeze o zi să fac 5 ședințe foto. Mi-am... Uh făcut treaba cu clienții mei, toată lumea e Da, da e o soluție foarte bună. Da, aici eu am văzut um, cazuri concrete, de exemplu, colegul nostru de la Suceava, o Leșan, care el își face decorul de Crăciun la el acasă, că acolo și-a făcut studioul. Alina face decorul. Mă rog, Alina, <laughs> nu, no, no, Ovidiu, corect, da. Așa, deci, da. Acum, da, acum da, dacă e... se uită Ovidiu, <laughs> da, 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 să râdă de <laughs> noi. așa, dar îi dăm de râd, toate. Deci da, Alina, da, da, da. Alina face. Ovidiu e cu munca. Cu munca, cred exact. Că conceptul, cred că e Alina, că e da, se vede, se vede că e Și cu băieții care, ei, da, acolo, crengi chestii fac așa. Decorul foarte frumos. Exact. Da, bine, acum Ovidiu el în ultima vreme se ocupă de mai mult de partea asta cu educația. Alina au continuat chestia cu studio, Deci toate bune și frumoase. Dar ce mi zicea Ovidiu, el zicea așa: Eu până într o anumită dată din luna decembrie, eu atunci mi-am programat toate ședințele pe care le fac. Le fac eu, bun, 100 de ședințe sau mă rog, câte câte ori fi. Dar de exemplu, dacă tu îți programezi ca fotograf, punem 10 ședințe. Da, mă rog, 10 ședințe, așa. n a făcut numai la prieteni. A, <laughs> îmi place să decorez studioul și nu, noi da, nu facem pentru bani. făcut decora acasă, da. A, așa, mă rog. Și, până, nu știu, să zicem, în 15 decembrie, tu ți-ai făcut toate ședințele tale. Cu decor special, nu știu ce frumos, ai predat clientul, toată lumea mulțumită. Din 15 până în ianuarie, să zicem, dacă vor alți colegi să facă în decorul tău, le dai decor. Adică, cumva, tu să nu, să nu dai neapărat decorul concurenței tale în paralel cu ce faci tu. Bine, poate fi și varianta asta. Dar... sunt colegi fotografi și da. cum e Ana, cum face uh -huh. Dermaschi, care închiriază și uh -huh. pune anunț, bă, cu cine vrea, vine exact. și face și face treaba, știi? Bine, mie A, gemenea... eu nu l închiriez. Da ce mi-a plăcut la Ana, de exemplu, cu mare spațiu acolo și face de multe ori și pregătirile mirilor pentru nuntă în, în uh -huh, studio. Da, așa conceptul da, da, e concepul ăla. Da, dar e foarte tare, adică chestia aia, nu mai mergi în cine știi ce camere bă, din astea case care nu te ajută fotografic, te duci în studio și, mă rog, o chestie faină. Deci tu nu, tu nu închiriezi la alții? Nu, le, închir, le închiriez doar pentru video. Ah, ok. Adică sunt... Cântăreți tot felul care vor să... facă videoclipuri colindes, de muzică, de face, da. că, Să filmeze colindese astea. Da. În rest, nu. Am avut și noi... Uh, nu, de închiriat da. nu închiriez, pun prea mult suflet în, <laughs> ah, în decorul ăla și uh, nu am o dată. Adică eu încep undeva la... Uite, anul ăsta a fost decorul gata pe 1 noiembrie uh -huh. Și fotografiez până pe 14 ianuarie. A, ah, ok. Deci faci și după Crăciun? A, fac și după Crăciun, da. Și vin da, oameni da. și după Crăciun? Vin, da? vin, vin. Adică fac și între Crăciun și Revelion, acolo da. 27, 28, 29 și da. 30. Și apoi iau o pauză de pe 2 pe 6, da. 4 zile respir și eu, da. 5 câte sunt acolo. Și apoi iar revin în studio. Ok, și, mai și, fac și după. cine sunt clienții care vin în ianuarie, de exemplu? Păi vin odată frații noștri de peste prod. Ah, că iau au, că -au vechi. pe, vechi. Da, Și trec. mai am genul de clienți care și uh, fac sărbătorile în afara țării, uh -huh. pleacă din, de devreme da. și când se întorc atunci fac ședința ah, focă. Okay. Și au poze de Crăciun și în studio îmbrat în uh -huh. și de pe plajă de, da, 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 de unde de... au fost ei. Exact. E, da, Foarte interesant asta, oricum eu mă gândesc că și genul de oameni care nu neapărat vor să posteze ci vor doar să aibă poze exact, pentru exact, amintire, exact, pot să le fac oricând. Sunt, exact, sunt două tipuri de clienți, da. să spunem așa. Oamenii care vor neapărat, vezi, până pe 24 da. să fie albumul, să ajungă. Adică, sunt oamenii care vor să posteze uh -huh. în ziua de Crăciun. magică da. fotografiile, sunt oameni care vor să aibă albumul sub rad, în momentul când vine Moș Crăciun, da. vine și cu albumul de A, tare, fotografii, da. și să fie acolo albumul. Când vin prietenii, familia, uh -huh. când se adună de Crăciun, au și albumul. Uh -huh. Și să adună albumele. 6, 7, 8 albume, câte de-a lungul timpului, se uită în toate albumele. Am primit și videouri foarte, foarte da, faine, în care se uitau, toți și vedeau. Era mișto. E o tradiție foarte frumoasă. Da, da, da. Uh, și ce v-am să mai zic, al doilea exemplu, că am zis de o video care face așa și închiriază la colegi, uh, mi-a zis colegul Alex Păsărelu de la București că e un spațiu. Da. Tot, tot, tot timpul e. E decorat de Crăciun? Nu, nu. Deci casa respectivă, nu știu, are vreo patru camere. Așa. Așa. Mă rog, nu știu cine o are, cine face decorul. Face de Crăciun. Au vreo 10 fotografi la care le închiriază și ei, practic, își împar zilele care cum așa, ca să-și facă ședințele. Bine, dar în restul anului e tot studio-foto. dar de pe Și arată la fel, numai că nu are brad. Dar nu e brad. Și acum se fac alte ședințe de familie, de videochat. Mă rog. Videochat, adică când stai și faci video pentru conferințe. Exact, adică, un fel de video, -chat, video da. ce facem și da, noi da, acum. Scrieți în comentarii și noi vă răspundem, deci video chat. <laughs> <laughs> da. Wow, da. de Dar și asta poate fi o variantă bună că din nou iar ai risc zero. Te costă mai mult, dar bine, poate te costă mai puțin decât dacă ai închiriat cu ora, că îl închiriezi poate mai multe zile sau așa și ești la un preț mai bun, dar tot nu trebuie să mai bați tu capul cu decor și în fiecare an să vii cu alte da, idei. Da, da, și... sunt niște Soluții care, din nou, trebuie să faci parte din comunitate, trebuie să Corect. știi să vorbești, de, a, de asta susțin din nou teoria. Da care trebuie pus în practică, exact. să ne vedem să vin, să veniți la conferințe să vă duceți la întâlniri exact. când, când se fac în orașul vostru sau când se fac prin țară, ca să ne cunoaștem uh -huh. și când te cunoști, când ai networking-ul, atunci mai afli de una, de alta, așa da. dacă stai tu în bulata, ta, exact. e greu și pe feed de Facebook îți arată numai ce vrei tu să da. vezi? știi? Păi, uite, eu așa am cunoscut pe familia Dermanschi din Iași, pentru că m-am dus la workshop-ul lui în Podorelu da, da, da. care l-a făcut la ei în studio mm. și atunci fiind acolo, am văzut studio, mi s-a părut foarte fain, am vorbit cu Ana mi-a explicat care e chestia și așa mai departe bun, nu puteam să știu de informațiile astea dacă nu mă duceam la întâlnirea da, da, respectivă da, da, da. astea ceea ce a fost foarte tare, la fel a fost și la colegul Oleg care. Oleg Bugnaru, care face videoclipuri de muzică și am făcut workshop și am văzut locația și modul lui de lucru și așa mai departe și networking și o grămadă de, de lucru de genul ăsta. Bun, deci am lămurit și... Dar nici pe tine nu de te corp. cunoaște lumea. Pe mine nu mă da, cunoaște. Nu, <laughs> păi, oricum, nu știu, eu tot timpul mă șochez când mă uit la uh, vizualizările de pe YouTube sau mai ales uh, la podcasturi, că sunt destul de vizionate și văd 2-3 mii de vizualizări, mă gândesc oare cine sunt acei 2-3 mii de oameni care da, s-au uitat, vezi, știi? Da, 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 măcar pe, pe Facebook vezi la like-uri, la de-astea, da, tu te poți cunoști, ui să vezi ști, cine, exact, știi, da. da. pe YouTube nu vezi cine nu, e și cum, doar eu dacă comentează și că comentați ca să vedem cine să da, și eu dacă facem cunoștință. Da, eu dacă mă uit Răspundem acolo la să mă gândesc, ok, băi, știu vreo 200 de oameni din țara asta, să zic așa, 300 ori fi, așa, dar până la 3000, cine însă? S-au uitat de mai multe ori, mă. Da, <laughs> nu știu dacă că are cineva răbdare să asculte podcastul ăsta de mai multe ori, dar, mă rog, așa. E bine, e bine. Da, e bine, e, e foarte ok și mă bucură, îți dai seama, adică cu cât ajunge informația... Ce o livrăm noi aici la cât mai multă lume e de bun augur, pentru că astfel crește piața, crește comunitatea, breasla noastră și lucrurile sunt bune pentru toată lumea da, la urmă. Cu cât urmei. mai multă informație, cu atât ne ajutăm unii pe alții să fim mai buni. Corect. Și da. Să prestăm mai bine exact ce spuneam prestăm mai bine clientului și clienți încep să aibă din ce în ce mai multe pretenții. Corect. Să spunem așa, da. pretenții, da? Să-și dorească mai mult. De asta da. Spuneam și cu investiția în decorul. Da. Dacă acum 8 ani când am început eu, m-a costat, țin și acum aminte am că m-a întrebat Raluca Baltag, a doamna care mă ajută cu decorurile, că am câți bani vreau să cheltuie. Uh -huh. Mă duc la metro acum să fac cumpărături, cam cât câți să cheltuie și spun, da. mă, ai, tu 10-15 milioane. Da. Știi, că um, acum nu mă mai pot uh, da. discurca, adică nu mai. Adică, adică, radul, gradul e mult mai înalt care uh -huh. trebuie făcut uh, și concurența a făcut bine, adică da. bine. Știi, și competiția, adică omul deja se așteaptă la ceva. Wow. Da. Și asta e, iar dacă îți crești tu decorurile. Iar e o presiune, ce da. tu știi? În fiecare an trebuie să scoți altceva. Da, da, da. Și trebuie să fie, să dai seama, trebuie fim altceva mai, mai bun, mai bun da, mai decât, decât anul, trecut. anul trecut. Da, chiar așa ți se întâmplă să bucuiești din înainte să prezinți decorurile la oameni. Adică să vină foștii clienți by default, nici să nu mai fie curioși de cum faci decorul, că știi că o să faci bine. Da, păi am, am clienți care știu. Bucuiesc că în același an, la aceeași oră. Ah, ok. Da. Ce tare. m-am mai fost întrebat când începe. De, când începe? De, de, de anul trecut, Da. Știi. Că de exemplu cum am 18 decembrie la ora 18, eu am o familie care știu că în fiecare an nu contează. Vezi da. că ne, ne treci și pentru da. anul viitor, da? Da, da, da. Ok, ok. <laughs> și, dar propriu zis, am avut anul ăsta, prima ședință am făcut o pe iunie. -am okay. habar, nu aveam nici eu ce o să fac de Crăciun. Da. Știi? Dar se întâmplă. Da. Apoi au început programări din ce mai multe în septembrie. Uh -huh. La fel, aveam niște idei cam pe unde și dădusem da. niște comenzi, știam cam ce. Dar nu pot să spun că știam finalul cum da. o să fie în septembrie, știi. Uh -huh. Deci eu, sunt clienți care vin și pentru om și da. se așteaptă că la, știu eu, că da. Ceva Sau că care au mai fost până acum, au văzut că de fapt a fost bine da. și au încredere. Da, am clienți, am spus, clienți care da. chiar vin de la, din primul an. Da. Adică da. vin de 8 ani, le-am asigurat că da, domnule, dacă o să fie bine și anul ăsta. E, e ok și de, da. de obicei... Da. Dacă dai kicks, cred că. Da. Oare dacă dau un kicks într-un an... Mh. Bine. Să sperăm uh, că nu. Mă gândesc că sunt și uh, clienți care poate în fiecare an vor să facă cu alt fotograf. Da, și am păcit-o a... și așa. Da. Am avut un client, da, care mi-a spus așa, oh, oricum, oh, hai să facem, am lucrat și am întrebat că, na când te bucuiește pe Facebook, pe asta te mai uiți un pic, hai da, să vedem da, cine clientul, ci e clientul, e foarte important să știi uh -huh. clientul, că te uiți ce copii are, cum uh -huh. se poartă copiii, dacă stau la poză, dacă nu stai la poza, că îi vezi din prima corect. și te pregătești da. din prima ședință să știi cu cine ai de a face. Și văzusem în fiecare an ea avea și mi-a confirmat-o, mi-a spus că în fiecare an ea face shopping-ul, adică da. la alt fotograf. Da, vrează, da. Poți că, bă, îi iau pe toți din ea. Da. Ia la rând să vadă experiența. Eu am, nu mă... știu, știi, ca la, ca la, restaurant. Azi mănânci într-o da, parte, într parte, mâine vezi în altă parte. Sunt da, și eu am clienți. întâlnit chestia asta inclusiv la nuntă. Mir care și-au făcut self date cu un fotograf, cu unia cu alt fotograf, nunta poate cu mine, after wedding-ul cu alt fotograf sau cu mine, știi? să da, sau nimeni tot felul de, de, situații de genul ăsta da. și mi se a părut da. foarte interesant. Bine, acum depinde foarte mult și de personalitatea oamenilor. Dacă au chef ca de fiecare dată să treacă prin același proces, să-l cunoască pe să vadă, dacă e ok și toate celelalte. Știi, mă refer din perspectiva clientului. E, da, E, e interesant, fiindcă majoritatea oamenilor, odată ce ai ajuns în uh -huh. sufletul lor, uh -huh. a, e greu, că da. m lucrăm cu sufletul oamenilor și intrăm în sufletul lor. Și odată ce ai ajuns în sufletul lor, e mai greu să pleci de acolo, uh -huh. mai ales că lucrăm și cu copiii. Mm -hmm. Ști? Și am mulți copii care au crescut cu mine, știi? Da, da. Și ei știu că de Crăciun mergem la Paul la studio știi? Da. Paul, mergem la Paul și uneori am văzut că, păi, el știe deja că el merge la Paul, adică nu, nu să, duc, să duc, n- nu a spus să ducă Pare că el știe la Paul, da. la fel cum, cum mai spunea o familie că bucuiește un anumit Moș Crăciun, că ăla e moșul copilului. Da, da, Dacă da. aduce alt moș Crăciun acasă în noaptea de Crăciun nu e bun, că da, nu-i nu nu moșu, nu moșu, moșu. moșul meu. Da, și da, da. Cam așa și cu fotograful. Adică, dacă mm. reușim să ajungem să creăm legătura cu familia, mm -hmm. Pont, copilul. Exact. Că mama, tata, na, el. Da. Așa, dacă ai reușit să faci conexiunea cu copilul și să copilul, când îi spune că trebuie să mergem la poze, îi spune, ah, mergem la Paul. Da. E clar ți-ai făcut treaba tine, știi? Da, ți -ai da. făcut treaba și ai treabă până când nu mai vrea copilul să vină la poze <laughs> până la 18 ani <laughs> așa, că tot vorbeam de chestia asta de clienți și cum gândesc clienții, hai să discutăm un pic și de partea asta cu pachetele și ce se oferă de obicei în pachetele astea de fotografie, că mă rog, începem de la o chestie simplă, o ședință foto și ne ducem până la mă rog, printuri, albume și așa mai departe da, eu am gândit pachetele, cred că le am de, nu știu dacă de 8, dar de 6 ani Sigur, să același pachet. Ok. Adică singurul ce s-a schimbat e prețul. Uh -huh. dar pachetul per se e același uh -huh. de 6 ani. Da. Și am trei pachete. În primul pachet e un timp scurt, dar vrei să spun exact. Da. în primul pachet e 10 fotografii digitale cu da. 20 de minute timp de lucru în studio, studio și mai nou am pus și numărul de coloruri. Uh -huh. Ai un singur decor în primul? Uh -huh. okay. Sau două? Nu, unu. La alegere, da. nu? Dintre... La alegere. Care da. vrei tu, bineînțeles, da. dar doar uh, restrâns, știi? Da. În al doilea pachet avem jumătate de oră de lucru, uh -huh. 20 de fotografii digitale și atât. Uh -huh. uh, trei decoruri cu un decor în plus da. față de da. celălalt. Iar în a, pachetul mare să-i spunem așa avem 40 de minute de lucru okay. acolo eu deja știu că ne bucuiește un pachetul mare îmi las un pic mai mult timp că da. nu-l țin mai 40 de minute că știu că e client da. premium da. și atunci îi las mai mult timp nu mă mai uit la ceas da. colegul s-a terminat la clienții de genul ăsta nu mă uit îi las 50 de minute și o oră da. las să-și facă team că e clientul premium care vrea da, să corect. avem grijă de el care de cel mai multe ori cumpără și extra uh -huh. Deci am 40 de minute, 30 de fotografii livrate digital da. și albumul. Da. Un album 20 pe 20 fotocarte, hardcover... Asta e inclus în pachetul ăsta, nu? E inclus în pachetul da. ăsta, în ultimul. Uh -huh. Și la toate au opțiunea de a cumpăra extra printuri. fotografii. Da. A, și... Nu neapărat printuri. A. A, bine, că poți să cumpere și printuri, dar și fotografii digitale. A, deci Fiindcă... nu 10, poate mai multe, dacă cum păi e la primul da, pachet. Da, de obicei eu acolo, la upselling fac da, mai exact. e, e da. treaba bună la upselling, știi? Da, că da. E dificil, nu trag 10 fotografii. Că normal, că tragi mai multe. <laughs> Și atât, știi? Da. A, trebuie să mai știi să-l vezi omul, să-l da. citești. În unele cazuri fac 10 fotografii când știu că nu e vorba de upselling, că nu i po să stau în cap. Da, de obicei fac mai mult, nu respect foarte mult că, domne dacă mai bucui 20 minute, 20 minute stăm. Da. Uh, trec peste timpul ăla fiindcă știu că o să-mi fac upselling-ul uh -huh. că eu uh, în funcție de perioadă înainte, după ședință stătea cu mine la calculator și, -și alegea fotografiile uh -huh. pe loc știi? Da. In person sales cum ar reveni, da. știi? Și eu hai să alegem pozele. Bun, am făcut cât? 100 de poze, 200 uh, și hai alege 10 de aici de ai că nu o alege numai 10. Știu, știu. Dar asta așa, și să te întrebi. Acum, eu, trebuie, când sunt perioada mai încărcată, de exemplu, am și, și zile în care am 10 ședințe într-o zi. Uh -huh. Atunci, n-am cum să stau cu el. Da. și trimit galerie. Uh -huh. Și el se duce acasă, primește linkul la galerie cu toate fotografiile. Uh, uneori mai fac eu o scurtă selecție ca să nu-i trimit alea cu ochii sau da. care nu s-a declanșat blițul sau știi, un da. care, na, să vadă omul care e și bine sau care urlă prea tare copil. plânge. <gânghe> uh, <gânghe> uh, și atunci când ajunge acasă, oricum, o să-mi spună, aveți că am bifat mai multe fotografii. Da. Cât costă, cum costă, cum îți plătesc, știi? Da, da. Și acolo e bine. Da, e, e, bine, asta vreau să te întreb. cap. Tu dacă ai, de exemplu, ședințe de 20 de minute, tu cât timp lași între ședințe sau din, le pui din oră în oră sau cum le programezi? toate ședințele le programez din oră în oră. Ah, ok, indiferent de ce lungime are ședința. Nu ok. se pot, na, vorbim de copii, de părinți, da. trebuie să fim, da, teoretic și cel mai bine ar fi să-ți vină toată lumea la timp. Da. Dar nu întotdeauna se întâmplă. Stiu. Și atunci e bine să-ți lași un marjă, mai grabă mai ai timp 10 minute să, fie, să ieși afară să bei un pahar cu apă, decât să vină celălalt peste tine. Știi? Da, corect. Că n-am gândit-o așa niciodată, o oră le-am lăsat la toți uh -huh. și așa îmi permite și timpul să mai jonglez în caz că sunt clienți care vin prima oară și zic, Bă, da ce, mi-e mi ajunge, și da. 10, 10 poze, că atunci mi ajungi. cât îmi trebuie. Da, da. Dar după aia când vede ce faci cu copilul, cum te joci cu copilul, dacă da. asta ține și de soft skills-urile tale, Corect. noi am vorbit până acum foarte mult de skills-urile tehnice, da. de business, de cum faci decorul, de cum pui lumina, de astea chestii tehnice. Dar ca să vinzi bine, contează foarte mult și cum lucrezi cu oamenii. Mm -hmm. Foarte, foarte mult experiența ta cu copiii, cu oamenii, cum te joci cu ei, cum îi lucrezi, cum cât se simt de stresați, cât poți să-i destinzi, uh -huh. mai ales sunt oameni care vin în prima oară în studio și cum povesteam și la început. Una da. este duci în casă la, la, cineva și poate ești mai relaxat, dar când intri în studio și ai lumini pe tine și toate astea, e mai greu să te destresezi. Da, corect. Bine, și în studio, studio Crăciun, eu nu pun așa foarte multă lumină, lucrez cu o singură lumină. Uh -huh. Da? lucrez cu o singură lumină, cum bliț, în umbrelă și lucrăm foarte bine. Ca să nu încarc foarte mult, să lucrez da nu mai înțelegem lumina ce vine pe subiect, acum luminițe, chestii ambientale. Exact, da, da, despre asta vorbesc, despre lumina de pe subiect. Da. și acolo, dacă trebuie să-ți placă, trebuie să-ți placă să lucrezi cu familiile, că e obositor, mai este să dai seama, lucrezi într-o zi de dimineață până seară cu 30 de copii de ea, Mm. Aha, ai închis ochii bine Da, 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 cunosc, cunosc. De asta s-a lăsat Iulius de ședință da, fata de Crăciun Da, nu, pe mine E bă, foarte solicitant. Da, știu, cel mai șocant așa Când am fotografiat o întreagă grădiniță Au venit toate grupele Mă rog, programați pe oră, frumos și așa mai departe Dar după 120 de copii În decurs de 4 zile Am zis, nu e de mine treaba asta <laughs> <laughs> Unii au fost cu minți, Am putut colabora cu ei, alții nu Alții au făcut, au mai stricat explicat chestia, mai dat jos, n-au stat la poze, au plâns, bineînțeles discuții cu părinții după că n-au copilul meu, nici nicio poză în care nu plânge. Deci e complicat. Da, e distractiv, e distractiv da. nu fac grădiniță. Da, și acum, ok, hai să zicem că dacă vin părinții și vine cu un copil, e ok. E okay, dacă da. ne țin mai mulți... E păi aveam câte 10 odată. Ai, deci nu. nu faceți așa ceva, duceți-vă doar... Deci știi cum, uh, ședințele foto de grădiniță de Crăciun se fac în grădiniță. În grădiniță. Și autoritatea este învățătoare, da. nu tu. Da, 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 corect. Adică trebuie să-i spui educatoare... Tu îi așez, tu vorbești cu ei, tu, că tu da. ești da. Eu... Bine a venit și educatoarele. Da, dar problema e că n-au fost în spațiu copiilor, au fost în știi? spațiul lor. Da, nu știau exact. știau că acolo, a, e nou și mai... Da. Uh, eu uh, mai am un truc cu copiii ăștia de la să-i spunem așa, în momentul în care am intrat în studio, mă apuc fix atunci, da, să-l pozezi din prima. Dacă adică da. a intrat, a văzut Bradu că el încă nu s-a dezmeticit. Da, el ea, wow! da, și el. Și atunci a pus să-l pozezi, vorbești e. cu el, că după un sfert de oră copilul se obișnu obișnu obișnuiește. Aha. Și dacă e de la nezdrăvan începe să pună mâna peste tot, să nu mai vrea, să vrea să joace numai cu ce vrea el. Da. Nu se mai nu mai ascultă. Dacă Corel, zic da. că sunt mulți copii care uh, stau uh, la poză așa. Da, da. Adică, în sensul că părintele în spatele tău și stă cu telefonul ca da. să uite pe da. ceea ce e greu, adică aia ce e mai spun la părinți, uh, hai lasă telefonul, da. dar de ce uite să uite în cameră, da, dar eu am 20 de poze la fel, da, corect. Că hai trebuie să facem să ceva văd cu el, ce eu. fac, că el stă așa, uh -huh. e zombi, știi, se uite da. la desenul animat care îl pui tu pe telefon, pe când eu am nevoie, să te joci cu el, să râzi, să mm. facă ceva. Să fie interacțiunea grab, de da. familie, și așa, da. Exact, exact. Uh, Se creează atmosfera. Uh, ca, uh, asta voiam să te întreb, dar ai anticipat uh, -a întrebarea <laughs> legată de uh, lumini și de partea asta tehnică, ca să le spunem un pic colegilor, uh, tu folosești un blitz? Uh. Eu uh, la ședințele foto de Crăciun folosesc un speedlight. Un speedlight, un blitz un speed depus uh, pe cameră. Exact, da. Exact, un uh, blitz depus pe cameră la putere minimă. Da. Pentru a putea prinde atmosfera din spate. ca da, spus, să nu strici să nu cu stric lumina. atmosfera. Da, Că corect. Dacă am dat cu blitzul, Dacă pun AD600 pe el, am da. omorât tot. Adică nu mai vezi niciun luminiță în brad, nu mai vezi. Exact. Nu, nu mai omori. Și pe, ca parte de camere, obiective? Uh, mai nou. Trag doar cu 50 uh -huh. la 1-2 deschis. Ok. Ca să mai fac niște jocuri. Dacă copilul mine, mine zrăvan. Uh, pun 2405 mm -hmm. cu și trag în F4 ca să fiu sigur că, dacă, da, e, dacă de aici colo nu mai ai cu tu un aici, un două, six, cu șase cu unul, doi și până când focalizezi și așa. Da. Dar dacă e tot în regulă, prefer să trag cu 50 uh, deschis, mai am unele spații și dacă la fel, dacă familia e liniștită, dacă poți să creezi cadre, dacă copilul e mm. un pic mai mare, trag și cu 85 -ul. Ok. Știi? Da, la ăștia mici, uneori pun 24 105 și da. ne zic, hai să te prind, să vezi cum. Adică când ești obosit și... Important să fii în focus, știi? Da, da te... corect, corect. A, așa, așa. Dar prefer 50-85 deschis la unul, doi, ca să poți mm -hmm. să faci bokeh, să se vadă tot ce trebuie. Da, că mai zic, dacă ai multe luminițe, îți face blur-ul da, frumos face și... Frumos. Da, da, da. da. da, da și cam câte poze tragi pe ședință, pentru că aici există problema asta a colegilor care fac evenimente și la eveniment tragi mult, că nu vrei să prinzi să așa și alegi după aceea, în studio nu prea merită să tragi mult, lume că tu ai niște rețete, știi că aici bine lumina, acolo e așa, ai niște posing-uri pe care poate le recomanzi. Cam câte poze tragi pe ședință? Aici depinde din nou de copil. Ok, așa. Depinde de copil. Ce -ți, că, na, la o ședință foto cu adulți, E clar, nu tragi mult, că da. ai făcut, ai tras poza, hai, mai tragi una de siguranță, știi? Da, da. Dar am un care trag de la, să spunem, între 100 și am și ședințe care trag cu 500. Ok. În funcție de dinamica familiei, știi? Da. Dacă, spre exemplu, am familie cu trei copii. Da. Chiar dacă sunt mărișori. Uh -huh. Sesuie unul în capul altului, uh -huh. se distrează și, bun, la început când intră în studio, fac uh, tablourile de familie, cum mm. le spun eu, știi, poza de familie, papa. Pa, dar apoi începe dinamica familiei și atunci trebuie să-i lași un pic, să nu-i oprești da. și tragi ca să știi sigur că e tot ca la fotografia de eveniment, că ei sunt foarte dinamici, știi? Da, băi bine, dar acum asta e chestia, că dacă, bă, nu știu, la fiecare ședință foto faci 1500 de cadre. A, ah, dar nu faci 1500 de păi cadre, nu, no, oh, 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 <laughs> așa, oh, oh. Deci maxim 500, îți ia, ia foarte casca. mult timp și la selecție și la... Eu nu fac selecția. Păi bun, când să scoți cele care nu sunt ok. Ai. Ai. Ah, am înțeles. Ai, 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 ai. Așa. Păi nu, Dar da. te, trebuie să ne folosim, să ne păi bine, ajutăm. bine, acum, într-adevăr, deci, dacă... anul ăsta, adică ai. Da, da. Ai. Okay. After shoot, să trăiască. Doamne ajută. Da, e bun, bun, e pentru, adică, câte, 200 de lei pe lună. Da. Își face treaba. Am înțeles. Și uh, când le dai oamenilor, de exemplu dacă tu ai tras 500 de cadre, mă rog, așa. ai scos cu AI 100 care nu știu, nu erau focalizate, ochi închiși și așa mai departe, uh, tu le dai 400 din care ei să își aleagă da. Da, și au răbdare să uite și să... Clienții mei da. Serios? Pentru Clienții mei, da. că i-am pățit chestia asta... Uh, alege tu. Da, da, nu că alege tu sau erau băi se ce poze aproximativ la fel dar mă pot decide care din ele știi, uh, chestii de genul ăsta uh, mai am din astea care spun că nu se pot decide și chestiuni de genul și atunci îi spun bă care să le trei și o aleg eu Care? Uh -huh. dacă care trei și spune că nu poate să decidă în care dintre ele o aleg Alegi eu, tu. Aleg ah, eu. Okay. Spune, Bun, o folosim pe asta Așa No, eu, no, de e. exemplu, ce am mai făcut la, așa, la astea cu familii sau, de exemplu, când am avut uh, oameni care vin cu animale de companie sau așa, le-am da. descărcat pozele, le-am pus pe calculator și le-au ales atunci pe loc și după aceea, evident că, nu știu, au ales 50 de cadre sau ceva de genul ăsta și am zis, uite, eu consider că asta, asta, asta și ajungeam la... Tu considerai sau clientul? Nu, nu, deci el își alegea din 50. 450, știi? Așa, și, ce, și, nu voia toate 50, pentru că erau 10, ia... la... păi, nu, 10, erau 10, la, nu, dar voiau 10, 10 la fel, A. sau 5 la fel, cu aceeași poziție. tu. Era, bă, ok, în astea 5, o zic asta, știi? Da, dacă... bă, așa, men, bun, bun acum dacă erau diferite și așa, nu, aia era chestia că le cumpăra câte te pozezi, știi? Da, în momentul când faci cu omul lângă tine la calculator, da, dar da. când îi trimiți galeria acasă, uh -huh. el se uită și uh, am ales 50. Câte? Cât trebuie să mai dau un plus? Atât. Mm. Uh, hai că mă mai uit o dată. Da, exact. exact, Da, clasic. Când își dă da. seama cât trebuie să plătească e extra, mm. atunci, hai că mă mai uit o dată. Și ar, dar, adică, clienții mei s-au obișnuit așa și cei da. noi, ăsta e workflow meu, eu le explic de la... Adică, ei știu, când am, terminat, când am început ședința și când terminăm ședința, le mai spun o dată. Vedeți că mm. o să primiți o galerie, vă trimit link, acolo vă alegeți voi pozele și mm. tot asta. Clienții, adică, eu undeva am o bază de 75% dintre clienți sunt recurenți. Ah, ok. Atunci e bine, da. Înțelegi? Adică, na, nu mi bat capul foarte mult pe chestii mm -hmm. de astea. Adică nici nu, nu mai țin minte să-ți răspund la întrebările tale, știi? Da, da. Eu, dacă majoritatea clienților mei știu workflow-ul meu, știi cum lucrăm, da, 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 strimicale, da, știu, știu. Da, da, da deci știu, știu, E, e cumva simplu. E, da, 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 e mai, e mai, mai și, simplu. Odată cu anii trei cu experiența, îți vin chestii naturale, da. știi. Și, și la partea asta de editare, ce faci? Bine, tot ai, am înțeles. A, <laughs> nu, nu, la editare Nu, simplu. Adică mă refer, faci doar stic, partea de colorizare sau și partea de Photoshop, de retușuri, de chestii de genul ăsta. Colorizare. Deci doar colorizare. A, retușuri doar dacă. Bă, chiar dacă. Dacă e ceva, uh -huh. adică dacă are omul de ta mai da. coșul, da, bine, clar, acolo, ăla, da. da. Dar nu intru în Photoshop cu ele. Adică da. tot ce se poate rezolva în Lightroom. Da, okay. Tot ce se poate rezolva în Lightroom. În Photoshop nu intru. La ședințele foto de Crăciun n-am intrat. Nu că, uh, uh, că... O singură dată intru în Photoshop când fac coperta. Ah, ok, da, bine. Uh, era chestia de ce povesteam uh, cu Olga, că na, ea zicea că, ok, la newborn, la maternitate, trebuie să faci Photoshop, intre. că nu ai cum. Da, și cumva intre. clienții Fă care colei s-au... e muncă de chinez. Da, păi este. Dar clienții care s-au obișnuit cu stilul ăla și cu Photoshop așa, solicită chestia asta și la ședințele de Crăciun. Știi? Și atunci cumva, ia bine, are un pachet de, din asta în care face editul și cu retuș, știi? Și atunci, ok, bun, probabil că alți fotografi, nu știu, lucrează separat, ok, vrei să fie poze retușate, 10 poze fiecare, așa te costă X pe poză, dacă... Nu știu să-ți răspund la întrebare. Ok. Uh, eu, într-adevăr, uh, sunt colege care predau, de exemplu, cum, uh, o colegă din Iași uh, predă undeva la 3 săptămâni fotografii, okay. Și clienții știu asta. Uh -huh. Și am făcut și eu un shooting la ea și, într-adevăr, ea lucrează mult. Da. Adică stă și, de exemplu, mi-a spus, băi, eu nu pot să iau 100 de ședințe. Da. Păi nu nu am ai, cum. N-am cum. N-am cum, fiindcă eu n-am cum să editez așa. Că, ea nu poate să ia. Bagă tot un Photoshop. Sunt stiluri mm -hmm. și stiluri. Acum sunt oameni care lucrează într-un fel, oameni care lucrează în alt fel. Clienții mei vin pentru ce vin, clienții ei vin pentru ce ei vin, știi? Da. Uh, sunt unii oameni care, sunt unii colegi fotografi care fac numai 20-30 de ședințe uh -huh. și sunt unii care iau mai multe. Da, păi acum, da, nu, te întreb în, în ideea în care... Adică, în... care vor așa tare? Da. Am văzut clienți care au trecut fotografiile mele și prin FaceApp, știi? A, nu bine, a, a, asta adică niște... la ce nu mai trebuie mă să mai... mă plătească pe mine să fac da, Da, Înțelegi da. când da, da, da. Am văzut și eu treaba asta, nu e, nu e, o problemă. eu te întrebam în ideea în care, mă rog, e tot timpul debate-ul ăsta, câte fotografii livrezi din studio? Pentru că se întâmplă treaba asta, dacă Olga, da, ea retușează, nu știu ce, mai mult de 10 poze, nu poate să facă că nu are timp să-și exact. dă toate ședințele. După care vine un fotograf, să zicem în primul an, în al doilea an și zice, păi ok, cer și eu, nu știu, 800 de lei sau whatever, dar eu dau 100 de poze. Bine, ai de fapt problemat. 5 poze cu variațiuni eu la aceeași... E mai cu numărul de poze, da. foarte mare. Da. Și, și bine... Alex, și Alex dă multe poze. Da, da. păi nu, dar asta e toată chestia, adică dacă tu ai 10 încadrări diferite sau mă rog, puncte spoturi în care ai făcut așa. Dar tu la fiecare mai primești încă 10 poze fix la fel mai ca să cu un număr într o parte care nu, nu știu deci ce. eu fac mai multe fotografii. Da. În momentul de asta spuneam cu dinamica familiei și a da. copilului. Uh, nu că odată stă așa, odată stă exact. nu exact. știu cum, nu, dacă îmi plânge copilul dacă râde, dacă da. e interacțiune între ei, nu exact. atunci trag mai mult păi știu, 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 nu când eu mă refer la ce, predai când e uh, predau nu, nu, mă refer la dacă tu ai, asta zic dacă tu ai 5 decoruri Da. Asta. și în alea 5 decoruri toată lumea să zicem că stă static ok, okay. câte poze poți să faci în fiecare decor ce vreți, mă refer, ca să fie diferite între a, ele. A, acolo e stresul meu că nu știu cum să le dau 30, știi? Adică viza păi, pe chestia. Da. Și atunci intervine măestria ta ca om uh -huh. să-i faci pe ei să nu fie statici. Exact. Aici e lucrarea. Uh -huh. că, tu poți să predai mai mult uh -huh. în condițiile în care nu faci doar poze de tablou, da, Și bine, faci și poze corect, de emoție. Corect. Aia e, e toată treaba. Când faci și poze de suflet, de emoție. Da. Când se întâmplă ceva. Când se întâmplă... Ok, faci într-un decor, să spunem. Static. Faci copilul. Da. Da? Uh, bun. Să începem invers, dacă e prima oară când intră copilul în studio. Uh, în, eu personal încep cu poza cu părinții, toți mm -hmm. trei. Da? Să spunem da. că avem o familie da. cu un singur copil, da? da. Ambii părinți cu copilul. Mm -hmm. În brațe, pe scaun, whatever, da? Mm -hmm. uh, apoi facem tata cu copilul, să spunem, mama cu copilul, mm -hmm. separat, da? Deci da. avem trei poze până exact. acum. Și apoi uh, copilul singur. Da. Ai patru poze într-un decor. Da. Exact. Asta dacă nu ai uh, diversitate. Plus, uh, dacă îmi permite copilul, mai fac și atunci poze doar mama și tata. A, ah, am înțeles. Deci da. am cinci poze într-un decor, static. Static. Și de acolo, Dar dacă mai râde, mai glumește, se mai uită, da. se mai zâmbește, deja poți să le mulțești. Păi da, știu. Numai că aici e chestia, că nu cu toate familiile faci chestia asta. Adică nu toată lumea e, bă, nu știu, se manifestă și e. Cum să nu se, se manifeste. Păi, eu am avut copii care pur și simplu nu au vrut să stea la poze deloc. Și nu am poze cu copilul. Nu... Dacă n-ai copii, vezi? Da, Nu știi să dai am poze cu, cu, părinții, copilul a alergat pe aici, prin studio, așa. a, -a are cum astea. să alege copilul? Cum? Ma, eu am fost să fac o uh, poze de grup la, în clasă la fică mea. Așa. Clasa 6. Da. Știi cum arată Drag... <coughs> diavole din clasa 6 <coughs> doamna dirigintă și spun doamna dirigintă, așezați-vă, rugăm la poză. Bă, toți erau... Aăăăă. Eu m-am dus acolo să le fac o poză, o de, poză de grup, de grup da, da, să aibă și copiii. bă, că l-am țipat doar la ei. <coughs> au încremenit toți. Ok. Și toată lumea stătea așa. <coughs> au stat 10 secunde așa da. și apoi am zis, bun, Acum sărit în sus. Și-au sărit în sus. Okay. Și am și poza aia și am și aia. Uh, contează foarte mult să știi să studiezi cum să lucrezi cu copii. Da, corect. Adică uh, le iau cu autoritate, uh -huh. îmi face treaba care îmi spune, care o vreau da. eu cu autoritate, apoi începem să ne jucăm. Da. Am Stii? înțeles. Și în momentul și, și ușor, ușor intri la sufletul lui, la autoritate. El... Intră, știi, că e așa. Da. Și apoi când vede că începi să te joci cu el, să stai cu el, să intri în mintea lui, că ai o mașinuță. Decorurile mele sunt gândite pentru copii și întotdeauna am făcut decor ok. Wow, ce mișto arată! Următoarea mea întrebare este ce îi dau copilului să facă? Uh -huh. El nu are voie să plimbe prin decor cum are, ah, cum are okay. el chef. Nu! Da. Eu trebuie să-l îndrum. Acum ne jucăm pe mașinuța asta. Dar eu vreau la ursuleț. Nu, 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 Întâi facem aici, ne jucăm cu asta și apoi, dacă ești cu minte... Așa. Și dacă așa, primești și bomboana cu ursulețul. Am înțeles. A, întotdeauna am câte o... ceva. Care da. întrebi părinții, că sunt părinți care nu dau dulciuri la copii. Ah, ok, da, da, da. Și între părinți, are voie de ciocolată, are da. Uh, trebuie să mai ai niște ași uh, în mânică, cum e o ciocolată kinder, cum e ceva, un pufulete, o... Uh, I mean, toți, din, uh, toți clienții care pleacă de la mine din studio, pleacă cu ceva acasă. Ah, ok. It's a must, știi? <laughs> și atunci trebuie să le dai că ei așteaptă ceva. Da. Ah, 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 ah <laughs> globulețe am dat. <laughs> ah, uh, da, dar trebuie să știi când le dai. Da. Ale trebuie date la final. Aha. Numai la final. Da. Și trebuie să-l faci să-și dorească la început. Aha, ok, am înțeles. Deci îl faci cumva să-și dorească chestia aia, orice ar fi, da. la început. Ca tu să ai și metodă de șantaj. Mm -hmm. <laughs> înțelegi? <hide> e șantaj, adică e mai. -in. Foarte <hide> interesantă da. Mă, mă, mai vrei aia? Da! Păi, hai, 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 e bine, hai, nu vreau să mă schimb, că m-am săi a venit cu trei schimburi, că vrea să fie și în ren și în urs și în pijamale sau, whatever, știi, în funcție de situație, păi el nu vrea să mă schimb, nu mă schimb, Mai, băieți, dar nu vrea să schimb și fac eu cu el, dați-l la mine, cu ce trebuie să îmbrăcăm cu asta, bun, nu cu Vorbesc cu el acolo la ureche Din mă și stai să rămân așa Și spune el la la ureche Nu vorbesc Dacă e o situație care așa Eu îl Îl din familie uh -huh. Și lucrez doar eu cu copilul uh -huh. Și vorbesc cu el la ureche Am înțeles Și avem secrete Da, da, da Și nu vorbim da. Vezi, facem. Da, și atunci da. îl duci în altă lume, ca el să înțeleagă că e, altă lume. clar că vede experiența cu copiii la tine. <laughs> da, da, da. da. Asta contează foarte mult. Și odată ce reușești să ajungi acolo, mm. îmi iese 96 din cazuri. Ok. Sunt unii copii care, într-adevăr, nici cum. Dar am avut, că, am avut un caz în care pur și simplu nu mai intrat copilul în studio. Ok. S-a oprit în ușa studiului și nu. Mm. N-a intrat. Da. Am încercat în tot felul, dar n-am avut surs de izbândă și n-a intrat, n-a intrat. N-am avut ce să fac. Mm. Am avut cazuri în care m am reprogramat. Mm -hmm. Pur și simplu n a chef. Dar mm. de ce n-avea chef? C am început, bun, stai așa, e în copilul. L-am văzut și anul trecut, nu e prima dată. Bun, când văd un copil prima dată, poate mi-e mai greu și poate înțeleg. Dar când deja vine a doua, a treia oară în studio la tine și vezi că copilul se poartă în apă față de obicei, ce se întrebi părinții? Ce s-a întâmplat? Ce are? Cum? El, a, nu știu, nu are nimic. n are nimic. Știu așa, mai ales când nu are nimic, lasă-l în pat. Mai sunt copii care și-o iau înainte să vină în studio. Înțeleg. Și atunci el copilul, el vrea să te să joace PlayStation și să l lăsat și mai dași două p cap.. Da. <laughs> și hai la studio la poze. Stai în seama, copilul ăla nu mai vine și atunci trebuie să vezi cum intri în, ca să știi exact care e situația și dacă el a vrut să vină în studio, dacă a fost forțat, mm -hmm. dacă copilul a dormit la prânz, poate nu a dormit mm. și a stricat somnul, poate s-a certat la grădiniță, nu știu care. Mm. Și trebuie să știi exact ce se întâmplă cu copilul ăla dacă nu comunică și nu lucrează. Dacă nu lucrează, Mergi și vezi ce se întâmplă. Atunci trebuie să o faci, trebuie să fii psiholog. Hmm. Am făcut da. de ani psihologie. Oh, interesant, cred că ar putea să facem un podcast numai pe subiectul ăsta de cum da, să da da, 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 la ședințe. Da, Dar asta poate fi un uh, subiect bun pe viitor, deci dacă vă place de Paul <laughs> și vreți să aflați subiectul ăsta mai în detaliu, îl mai vii la podcast, trebuie să mai vii da. la Cluj. Da, ce face? În, în aprilie îl facem. În aprilie, la... în aprilie <laughs> da. Facem sau poate drag. ajung eu la ea și facem la tine da, cum să nu, Da, așa mai când am ajuns. să din magia anunții, facem Iulius Paul. Da, exact, poate fi, sigur că da. Chiar așa, by the way, Paul are un podcast al lui, are și canal de YouTube cum v-am lăsat în descriere link Unde îl găsiți pe Paul A, Așa și să aflați mai multe chestii și Despre activitatea lui Pentru că face chestii chiar, chiar faine Adică eu te urmăresc cu mare drag Când mulțumesc. am și eu acces la social media Că na... Uneori am timp, alteori n-am timp, uneori mai stau să mă uit la bârfulițele de pe grupuri, că da, trebuie să fi la curent ce se întâmplă în comunitate, <h Broni> că nu ai <h galo> încotro. Uh, și așa. Uh, oricum, uh, eu cred că mai putem povesti mult și bine pe, <h rebellion> pe subiectul ăsta și uh, cu siguranță poate nu am atins uh, așa foarte deep fiecare dintre subiecte. Da, dar eu zic că dacă cei ce se uită la podcastul da. tău și mai au întrebări sau așa, da. poate să pune comentarii da. că promit că vă răspund și eu și, și eu da, și exact. răspundem la comentarii, dar Sigur deja că, da. avem aproape două ore, trebuie să ajung și eu una la ea. Da, exact, exact. Da, și trebuie să mâncăm și ceva, că da. nu poți pleca cu stomacul cu gol a, de la nu, știi, un <laughs> știi, Da, cum zice că trebuie să fii omenit, știi, când a, vii a, în Ardeal. A, a, așa. Bun, Paul, eu îți mulțumesc tare mult pentru și a, a, vizită și să ne vedem cu bine de fiecare dată. A promis că vine la conferință 2-3 aprilie. 2-3 aprilie. pe scenă să vă spun că am venit. A venit, da, să ofer. Bun, bun, perfect. pupăm și Crăciun fericit, dragilor. Spor la încasări. Da. Și răbdare, copii. <laughs> Crăciun fericit, tuturor. <laughs> foarte tare. Bravo. Eu v-am spus că o să fie un podcast interesant. Și, pentru că Paul este un foarte bun povestitor, dincolo de un bun profesionist din perspectivă fotografică, trebuie să învățăm un lucru foarte important, și anume că ai noștri clienți. Pe lângă faptul că dau bani pe acele fotografii, pe acel serviciu, ei plătesc și pe expertiza noastră, pe experiența noastră în interacțiunea cu ei. Pentru că, da, toate acele informații legate de cum să te joci cu copiii, cum să îi prostești, între ghilimele, ca ei să facă ceea ce vrei tu, ca, într-un final, fotografiile să fie unele reușite, aceste lucruri vin cumva natural, dar ele se și pot învăța. Așa că, eu sper că ați luat câteva informații folositoare pentru voi care să vă ajute dacă doriți să pășiți în acest domeniu frumos al fotografiei de studio de familie. Până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune, să aveți grijă mare de voi, să aveți succes la a face fotografii frumoase și în același timp să aveți grijă și de sufletul vostru. Pentru că, da, este din nou acel moment magic din an în care gândurile noastre se duc spre cei dragi. Eu vă doresc sărbători fericite și toate cele bune! you <laughs>